Ascultați Vorbitorinci, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Mare bucurie că te revăd, pentru că n-ai venit cu mâna goală, brânză din Franța. Un bine crescut. Da. Da, dar și eu am adus din Olanda, e adevărat că nu eu, am primit, o să povestim la toată lumea, biscuiței, nuci. De la nucile-s de aici. Da, da, de la Mindopoli. Mulțumim, Iuliana, pentru nuci. Da. Absolut extraordinare. Caramele. Caramele cu un sărat. Da, nici nu știu cum să zic. Să-ți fie rușine. Știu, eu mă uit cu un jin mai mare decât al tău, deși am fost pe acolo. Adică ce vrei să spui, că n-o să iei? Constrângeri. Exact asta vreau să spun. O să mă uit, o să le mai fac cu ochiul, dar o să mă abțin. Cum? În afară de masa plină? Hai, povestește. Zi tu ceva, orice, până când iau eu până de când aici. Tu te ocupi. Da. Da. Ce să spun? Am venit din vacanță de o săptămână. Două zile a durat recuplarea la ce înseamnă România în actualitate, în vecini, în sport, în toate cele. Asta mi se întâmplă de fiecare dată. E un pic anevoios să reintri în ritmurile de aici după ce te-ai debranșat două săptămâni. Și am făcut o vacanță frumoasă, ca mai toate vacanțele, într-o zonă pe care nu o văzusem, de fapt în două zone în care nu fusesem până acum. Una este Bretania, cealaltă Valea Loarei, o bucățică din Valea Loarei. Greu. Foarte greu. Da. Foarte greu. Despre Bretania auzisem povești de la oameni care fuseseră și nu odată pe acolo. Ne-am convins cu ochii noștri, este o regiune dumnezeiesc de frumoasă, în care singura problemă pare să fie și chiar este vremea. Da. Care în august înseamnă ploaie aproape în fiecare zi, în reprize. Mâncarea, înțeleg că e așa și așa, nu? Mâncarea, da, ca în Franța. Da. Da. Și eu am fost în Dobrogea, să știi. Așa. Da. Da. Frumos și acolo. Frumos și acolo. Am fost pe litoralul românesc, cum se spune. N-am multe să zic. Ce te bucură când regăsești România? Nici nu știu cu ce să încep. Vecinii? Da, vecinii sunt tot ăia și sunt cam la fel. Adică nu se produc mutații pe o scară de bloc după ce lipsești două săptămâni. Vii mai degrabă tu schimbat un pic, adică ceva mai îngăduitor, ceva mai nostalgic. Câteodată nostalgia asta îți aduce și un strop de adrenalină combinată cu furie, ceea ce te face să vrei să pleci a doua zi. Ce te-a enervat? Unde? Când te-ai întors. M-a enervat că m-am întors, în primul rând. Pentru da, că... e primul lucru, da, știu. Mamă, da, și nu, și nu pentru că m-am întors iarăși în mizeria asta de țară unde nimic nu merge, nu. M-am întors și îmi pare rău pentru că m-am întors fiindcă aș fi vrut să mai stau. O săptămână, poate două. Deși după, pentru mine cel puțin, după două săptămâni jumate, trei, încep scârțâiturile de tipul vreau acasă. Tu faci Da. După trei săptămâni, oricât de frumos ar fi locul ăla și slavă Domnului, am văzut locuri frumoase, mă apuc așa un fel de dor de casă, straniu, e adevărat. Înainte era dorul de părinți, nu-i mai am de niște ani. Nu am o ancoră anume, dar mi-e dor de biroul meu. Am lăsat ceva neterminat și urma să termin. Se dor de treabă, uite unde stă alcoolicul. Da. Am eu o aplicație pe telefon, de fapt nu, reclamă. Și îmi spune mereu trei semne că ești dependent de stres. Te simți vinovat că nu muncești. O știi pe asta? Da? Nu, nu știu. Nu știi? Nu, ai sentimentul ăsta că te simți vinovat că nu muncești? Nu, 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 pentru că muncesc în fiecare zi, în afară de vacanțe. Nu, în vacanță, nu. A, nu, în vacanță? Degeaba. Nu, nu, nu. Nu? Nu, nu, da, mă duc în vacanță printre altele și să nu muncesc. Da. Eu fiind la mare, mi-a fost mai dor repede de casă. Știi? Te cred. Adică bănuiești motivele. Da. Mi-a fost mult mai simplu să fie dor uneori. Noroc că aveam ocazia să plec. Adică mă duceam vinerea, cam toată luna august am fost la mare de vineri până duminică. Asta am învățat autostrada bine, am învățat eforie sud, eforie nord, cei 2 kilometri care se fac de obicei într-o oră. La fel de bine, mâncarea... Mergi mai încet cu mașina decât pe jos, bănuiesc. Da, sigur. Dar era nevoit să iau și mașina pentru restul kilometrilor. Adică aia mă încurca. Așa e înțelept. Da. Mâncarea, n-am ce să mă plâng, că în România găsești restaurante. Nu ca în Franța, dar dacă te zbați... Am mâncat un păstrăv prăjit la Mangalia. L-am împinge tava cum n-ai avut-o în Franța.
Da, nu, n-am în primul rând că n-ai fost în Franța, da. Vezi? Bine. Scoici sunt la preț ca în Franța, da. Cred. Da, da. Sunt, acum nu mai știu, că eu nu bat cu fructele de mare, Irina e doctor aici. Eu găsesc, încerc să găsesc variante la mâncarea preponderentă din Bretania, care este de tipul fructe de mare, pentru că fiind Bretania și fiind pe baltă, acolo e o invazie de stridii, de scoici, de îmi povestești tu mai încolo. Propun să începem acest podcast. De acord. Ascultați Vorbitorincii, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Bun găsit tuturor, bine ați venit la Vorbitorincii, salutare Radu Paraschivescu. Te salut, Cătălin Striblea. Bine ai revenit de pe drumurile tale europene, cum zicea emisiunea aia de demult. Da. Așa, drumurile tale franceze, mă bucur să te revăd, mă bucur că ai umplut masa de cărți, așa. Apă, cafele, caramele. Să-ți fie rușine, Radu Paraschivescu. Știu, știu, da, dar eu doar le-am cumpărat. Alții le-au făcut, alții trebuie arătați. Biscuiți și brânzeturi de toate felurile. Vă mulțumim vouă pentru mesajele nenumărate. Astăzi o să ne uităm prin ele. Okay. Am primit chiar și un cadou. Îl am aici. Așa. Imediat o să îl desfac când ajungem la momentul cuvenit. Și ne-a bucurat foarte tare că... Bun, acum am fost rugat să nu spun, dar e vorba de o ascultătoare de-a noastră din Olanda, care, venind la București în țară, a vrut să ne vadă, m-a văzut pe mine, nu pe tine, okay. Că erai plecat. Am și eu un ascultător și un prieten pe Facebook care a venit din Canada. Trebuie să-l înădez la vorbă, trebuie să mă văd cu el neapărat. Bravo! Daniel Sandu îl cheamă și avem amintiri comune, avem străzi pe care ne-au... purtat pașii și pe unul și pe celălalt, nu în același timp, e adevărat. Colțuri cu brutării și delicatese? Nu neapărat cu brutării, pe o stradă unde am făcut amândoi lecții de franceză când eram mici, cu doamna Sanda Tatarescu Negropon. Asta nu mai povesti niciodată că ai cunoscut-o la pe doamna. Ani. Colette Rémy Mamon, asta țineam. Da, asta trebuie trecut în biografie, da, sigur, că ai avut ocazia să o cunoști pe această doamnă. Da. Bun, păi ne notăm că facem episod cu o istorie despre... Da, doamna... istoria mea e, sau povestea mea e... povestea doamnei e mult mai lungă. Tică, sigur că da. Da. Sigur. Dumnezeu și-a spus povestea, a fost la Eugenia Vod, într-o emisiune memorabilă. Și cred că există și o carte, sau mi-aduc aminte bănuiesc prost? Da. Sau este consemnat de cineva, va trebui să verificăm. Da. Dar a fost o prezență minunată, până și pentru copilul care eram atunci, care nu înțelegea mare lucru, dar aroma aristocrației și a bunei creșteri și a ospitalității dezinteresate mi-a rămas pe scoarță. Și țin minte că meditații, foarte pretențios spus, șuetele acelea de acomodare cu limba franceză erau teribil de parfumate. Și dacă de obicei aștepți o lecție sau o meditație sau ceva de genul ăsta cu o anumită crispare și uneori și cu lipsă de chef, eu abia așteptam să vină ziua de franceză, să mă duc pe strada Constantin Sandoalda, care era în zona foarte bună a orașului, aproape de Arcul de Triunf, de Mănăstirea Cașin, să fiu primit de doamna Sofia, care ne primea pe toți, ne deschidea ușa și ne ducea la etaj unde aveau loc aceste, așa zise, lecții. Iată, nobilimea română, ca să zic da. Așa. Ce facem astăzi? Discutăm despre excursia ta franceză? Da. Okay. De la nuci, să știi, trebuie să iau gură de apă. Cred că doar nu de la caramele. Nici nu îndrăznesc să le desfac acum, pentru că nu o să mai pot să vorbesc, dar am luat una înainte de emisie. Sunt absolutamente senzaționale, adică da. Iau mi se tot întâmplă felul... să mănânc rar, dar nu, astea foarte sunt bune, foarte bune. Da. Dar tu de unde știi? Am ciupit și eu odată la viața voie, mea, stai, nu acum. Acum am avut voie câteva lucruri. Irina a fost teribil de permisivă în vacanța asta. Am avut voie odată să mănânc un desert, nu pe tot chiar, ceva mai puțin de jumătate, de ziua mea. Păi, de ziua mea. Am înțeles. Așa, mulțumesc. Și am avut voie la insistențele și la mutrele mele disperate să mănânc prăjitura pe care am și arătat-o într-o postare pe Facebook, care se cheamă lui Palais Breton. N-ai ceva da. Cumplit. Da. Și de vreo două, trei ori croissant, care nu e dulce, dar e foitaj.
și e contraindicat. Da. Astăzi discutăm despre excursia franțuzească, o să zic și eu două vorbe despre litoralul românesc. Da. Îngrijorările sănătoase ne aduc o poveste despre intoleranță, cred că ăsta e numele corect, dar și un fel de lipsă de cultură. Cărțile sunt la locul lor și oalele și ulcelele o să le umplem, o să le prăjim. Facem o prăjeală cu această ocazie. Așadar, Radu, cred că avem și ceva despre fotbal. Avem și despre fotbal? Da, da, ne-am propus și despre fotbal. Adică, de fapt, de ce nu-l avem? Da, da, corect. Corect. Avem și despre fotbal. Așadar, să ne grăbim, stimați prieteni, știți că podcastul acesta debutează greu și de-abia ne-am încălzit la vorbă. Haideți să ne povestiți dumneavoastră pe unde și de ce ați mai fost. Și eu vă mai întreb și vă spun în completare ce lucruri similare puteți vedea în România. Ok, bine. Atunci nu mai plec dacă sunt similare în România. Da. De mult ni s-a făcut sugestia să mergem în Bretania. Noi anul trecut am fost tot în august în Normandia, care e tot o zonă răcoroasă și care anul trecut fusese lovită de un val de căldură. Am avut 38-39 de grade în locuri unde aerul condiționat nu există, pentru că nu e nevoie de el. Acum am prins adevărata vreme de nord-nord-vest, și anume ploaie în fiecare zi în Bretania. Cu o excepție, nu în fiecare zi, o excepție ziua în care am fost la ocean și am văzut coasta de granit roz, falezele roz de la Plumanarh pe Rosghirec. Pe Rosghirec, unde a început Turul Franței anul ăsta, prima etapă de acolo a început. Zona este splendidă. Deci nu ți ajungi la un moment dat să obosești de atâta admirație. Deci am avut povestea asta, am simțit-o pe pielea mea, nu prima dată, dar și acum într-un loc pe care acum îl descopeream, care este încântător și ca varietate a arhitecturii și ca modalitate de păstrare a trecutului și ca ordine și curățenie. Nu e toată Franța curată. Ai orașele mari în care există zone de mizerie, zone de puritate. Dar aici, în Bretania, totul este titirisit. Deci nu vezi hârtiuță, nu vezi muc de țigară, cel puțin noi n-am văzut. Am stat într-un orășel medieval, cred, sau în orice caz, prerenascentist, care se cheamă Dinan și care este o carte... Dinan. Iau două orașe care seamănă ca nume, Dinan și Dinar. Dinar D, care este... pe apă, și de acolo din Dinan, cu mașina închiriată și condusă de Irina, ca de obicei, am făcut mici excursii. Și am văzut, bine, după tu prima mi-ai zi... trimis niște fotografii, da. Mă mai uit la ele, încercăm o parte dintre ele să le dăm și pe ecran locul... către cei care ne privesc pe YouTube. Dinan este fascinant. Ca loc. N-au asfalt. N-au asfalt, nu le-a pus, e o zonă săracă, nu s-a descoperit asfalt, n-au nici rege asfalturilor. E piatră cubică, așa cum aveam noi în centrul Bucureștiului pe vreme. Cam așa, da. Și era... greu de întreținut, bani mulți? Bani mulți, dar sunt întreținute fără reproș orașele astea. Și nu găsești ceva strident. Iar Dinan este un amor contractat pe internet, am văzut imagine, că eu aleg locurile. Și găsești apartamentele. Și este un loc în care cobori vreo 7-8 secole în istorie și în care găsești case de la 1470, case de la 1514 și așa mai departe. Noi am stat într-un apartament străvechi în care a fost nevoie de mici improvizații în momentul în care apartamentul a intrat în circuitul turistic. Mai precis, când s-a construit casa aceea, oamenii își făceau nevoie undeva în fundul curții. Deci nu se punea problema să ai grup sanitar. Da? Ori acum, cei care se ocupă de acest loc au făcut o alveolă, care era WC-ul, și o altă alveolă un pic mai mare, care era dușul cu o chiuvetă. Și atât. Deci sunt niște condiții care un pic te solicită, deci, mai ales dacă ești corpulent. Sau greu adică de plasat. Adică mie mi-ar fi greu, nu? Nici mie nu mi-a fost simplu. M-am gândit că Helmut Ducadam, de pildă, ar încăpea foarte greu dacă ar încăpea.
Dau așa un exemplu de om pe care da, îl cunosc. Helmut chiar e mare, adică e mare, da, că da, noi da. Îl mai vedem pe culoare la emisiunea acolo, exact, tu, e chiar mare, e mare. Da, da. Și mare fiind, s-a mai micșorat un pic, pentru că era și mai mare. Da, că a slăbit, dar nu, dar e mare cu totul, da, adică da, da, înălțime da. Și... Altfel însă, un loc din care nu se venea, deci o capcană apartamentul ăla, că nu se venea să ieși din el. Ori condiția turistului se prime, nu se stea într-un apartament. Dar era un apartament care te ținea în el. Avea mici vitrali, tu înțelegi? Avea șemineu de sute de ani. Nu era un obiect de decor. Am întâlnit ceva similar la Sighișoara, un așa. Apartament păstorit de fosta mea colegă Aura Neag. Și tot așa am avut senzația, bă, dar da. Că n-aș. Adică mi-e păcat să... Hai să mai stăm și în casă. Așa, da, da. Exact, da. Da. Uite da. Ce frumos e la oamenii ăștia. Și mai ales dacă te și ploua, spuneai, a, peste că avem apartamentul. Da, este atât de frumos. Da, foarte frumos. Asta cu... e la Dinan, zici, la da? La Dinan, da. A, și Dinar? Dinar este un alt orășel. Tot e tot în Bretania, este pe apă, are niște construcții, niște case cu un etaj sau două, sau chiar trei câteodată, care amintesc de Deauville-Trouville din Normandia. Există mici asemănări. Dacă te duci și te plimbi pe la marginea lui pe faleză, vezi la 3 km, să zic, cam așa ceva, vezi Saint-Malo, care este o altă comoară a Bretaniei. Se și fac drumuri cu vaporașul până la Saint-Malo și înapoi. Și tot acolo ce am mai avut? Am avut Fujer, am avut castelul și Biserica Saint-Sulpice din Fujer. Fujer este un loc grădinărit excepțional, cu o aici grădină publică. Aici unde păreați că sunteți asta, da. Într-un lan de zmeură. Da, 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 da. Era pe drumul spre castel și Biserica Saint-Sulpice, cobori de la primărie printr-o grădină publică foarte frumoasă, cu citate, cu plăcuțe și citate din autori care au trecut pe acolo, scriitori francezi care au trecut pe acolo, Guievic, poeți care sunt ceva mai puțin cunoscuți, deși au fost traduși cândva în România, cu vreo 40 de ani în urmă. Dacă ar fi să aleg ceva care mi-a plăcut mai puțin, sau dacă ar fi să fac un clasament, deși clasamentele de tipul ăsta sunt imbecile, cred că cel mai puțin mi-a plăcut la Rennes, care e capitala. Dar tu așteptai să mergi la Rennes, că mi-ai zis. Da, voiam să merg, pentru că, fiind o capitală de regiune, nu putea fi un oraș urât și nu e un oraș urât. Însă pierde lupta cu orășelele. Orășele. Și cu Cancale, care a fost ultimul popas din Bretania, la sugestia unui coleg, prieten de pe Facebook, care ne-a spus mergeți acolo. La Cancale, dumneavoastră, văd că ați fost atacat de niște stridii. Da, aia. Da, da, da. Bine, eu am rezistat atacului, pentru că la mine fructele de mare nu sunt un pariu. Chiar culinar. Un pic te-a enervat, nu? Nu m-am enervat, m-am amuzat, pentru că acolo era o piață de stridii. Da, e adevărat că nici mie nu prea îmi plac, dar dădeai cu lămâie și mai mișcau da, așa un pic. Da, da, așa se făceau, se serveau la duzină. La piață. Într-o piață de stridii. Cum mai lua aici pepene sau cam așa, lăuștean? Da. Bine, piață. Era un spațiu cu 8 asemenea tarabe, 7 doamne și un domn, care toată ziua învârteau acolo cuțitul și care își serveau clienții. Clienții luau farfuria asta cu duzina de stridii și cu lămâie. Așa. Alături era o rulotă unde se vindea vin. Asta voiam să întreb, da, că sigur, nu da. Pe stomacul. Acolo, la 5 metri. Așa, da, da, da. 40 de metri. Hai. Vin în pahare cu picior, frumos. Avem totuși o ținută. Elegant. Da. Și erau poftiți oamenii fie la cele două mese lungi dacă încăpeau, fie dacă nu direct pe trepte și se uitau la apă. Vedeau și crescătoria, una dintre crescătoriile de stridii. Aveai și flux și reflux, dacă stăteai suficient acolo. Cochilile se aruncau pe un covor covor de cochilii, pe care existau deja sute de mii, dacă nu milioane. Lămâia și farfuria se aduceau înapoi, lămâia stoarsă se arunca la coș, farfuria se aducea și se spăla. Da, Irina, am spus, eu ar fi putut mânca două cupe de excavator din așa ceva, deși nu e foarte sănătos. Nu e sănătos? Nici asta nu e sănătos? Două cupe de excavator, nu e sănătos, că mori. Am crezut că te referi așa. Și trebuie să o stropești cu vin. Dar asta nu îngrașă. Bănuiesc că nu. Bănuiesc că nu. Nu știu, eu n-am
descoperit voluptatea fructelor de mare. Eu acolo a trebuit să găsesc variante. Sigur, fiind în Franța, le găsești variantele. Ți-au tăiat o brânzică, un sălămior? Ți-au tăiat o brânzică, cu sălămiorul mai încet. La feluri principale e sfântul confit canar, adică pulpa de rață. Aici este o brânză din care am gustat acum și care este Dumnezeu. Da. Dar sunt patru brânze pe care le-am adus din, de data asta, de pe Valea Loarei. Doamne, ferește, cât de bune. Nu, din Paris sunt luate. Din Paris. Și le-am și păstrat. Am păstrat bunul ca să-ți spun despre ce e vorba. Este vorba despre o brânză care se cheamă Corsoaz. Să nu mă întreb ce e. Alta este de chèvre, adică de capră. Una este Rondin Brebis, adică o brânză de oaie. Și una este Contrezert. Le-am luat și eu, recunosc, fără mari criterii, că nu mă pricep la așa ceva. Dumnezeu. Da. Dar asta, cred că asta de oaie un pic săra... Ba, ai de cap. Da. Nu, e greu acolo. Există și vorba lui De Gaulle, cum să conduci o țară cu... Odată erau 250, odată erau 365 de tipuri de brânză. Pe timp o mai fi crescut numărul. Aici avem și o brânză din Olanda, să știu, pe care am primit-o. Asta de aici, așa. Da, avem și o brânză. Din care am gustat și care e foarte bună. Nu poți să trăiești așa într-o țară din asta, da. Și să știi că te impresionează felul în care oamenii ăștia se ocupă de locurile și de trecutul lor. Adică n-ai sentimentul părăsirii și al dezinteresului pe niciun metru pătrat, din ce am văzut noi. Nu spun că așa e toată Franța, nu spun că așa e toată Europa, dar Bretania, cel puțin, care trebuie să facă față unor vitregii meteorologice, este atât de pusă la punct și atât de frumoasă și atât de sălbatică în anumite locuri, încât te cheamă. Le spun, noi în primele 2-3 zile ne uitam unul la altul și spuneam, hai înapoi. Deși știam că nu putem face lucrul ăsta, fiecare are serviciu, fiecare are niște lucruri de rezolvat în imediat și pe termen ceva mai lung, dar îți venea să-ți iei bilet din nou și să te duci înapoi. Da. Eu mai povestim că te mai întreb, mai am câteva lucruri să te întreb. Așa. Eu am fost la mare aproape în fiecare weekend, pentru că Europa FM are acolo live pe plajă și mergem la concerte, mă rog, să ne întâlnim cu oamenii și vinerea, sâmbăta și o parte din duminică sunt acolo. E aglomerație mare pe litoralul din România. Mare de tot, probabil că multă lume a rămas și din cauza că nu au vaccin sau e greu cu testările, cu asta, și e super aglomerat. Și am stat să mă gândesc, pentru că modul general e nu ne place. Uh-huh. Și vezi oameni care scriu pe Facebook și articole întregi și zice, domnule, nu ne place. Pe de altă parte este însă atât de plin încât stau să mă gândesc că nu fi vorba de aceiași oameni cărora nu le place, probabil, că dacă nu ți-ar plăcea, n-ai fi acolo, sau că uneori suntem alintați și am zis, bă, o fi și vreun lucru bun aici, în aglomerația asta, devin atât de mulți oameni, realmente când spun mulți, ca niciodată de mulți. Da, știu, am văzut și eu la televizor. Da. Aha. Și acum, sunt niște lucruri bune, categoric. Marea aia arată frumos. Da. Unde am fost noi, Jupiter, Venus, Saturn, nu erau alge, înțeleg că la alții au fost. Da. Nici plaja nu era cea mai murdară plajă din lume, adică să știu Și ai plaje de nisip, totuși. Ai plaje de nisip? Sigur că da. E sentimentul ăla de neîngrijire din stațiuni, dar pe care l-am întâlnit și în Grecia. Și știi că ți-am povestit când ne-am întâlnit și am zis, băi, am fost în Grecia într-un fel de euforie, la Tolo, care e într-o stare de neîngrijire. Adică nu sunt trase ca unde ai fost tu în Franța, unde ai tras totul la linie și îți dă plăcerea asta esteticului. Nu, din potrivă. E la lejer, cum s-ar putea așa, cu plantele crescute în stânga, în dreapta, cu oameni care au aruncat diverse plastice împrejur, care au lăsat gunoi acolo. Le avem pe astea, dar tot noi le-am făcut, nu le-au făcut alții. Unde aș da o notă bună este în faptul că, de exemplu, hotelurile noastre, la standarde de astea, de 3-4 stele, arată unele dintre ele mai bine decât în Grecia. Adică mobilă, covoare, cât de noi sunt, tot un pic de neorânduială pe lângă ele și aglomerația, sigur că și nerespectarea unor reguli sanitare de genul mască îți dă tot felul de probleme. Dar nu m-am întors așa. Bine, e adevărat că am stat și puțin, câte 3-6 de ore. Nu m-am întors dezabuzat de toată treaba asta. Am încercat să văd și părțile bune.
De mâncat, să știi că am mâncat în vreo două rânduri. Foarte bine. Bine, așa da. Cum aștept. Okay. Chiar și la hotel, la All Inclusive, și am nimerit într-o seară la un pinge tava în Mangalia, că așa mai găsit deschis. Păi chiar n-am ce să le reproșez oamenilor lor. Au făcut un păstrăv pe care la un restaurant în București aș fi dat ceva mai mult, știi? Da. Cam asta e povestea. Și asta vezi în România. Nu reușim, dar chiar nu reușim și nu-mi dau seama dacă e vina noastră, autorităților, sunt prea multe la un loc aici, de ce nu avem frumosul de care povestești un nu arhitectural? Adică, bun, că oamenii ăia de sute de ani construiesc și fac mâncare bună. Aia e norma lor. Dar nu avem nu frumosul, ci îngrijirea de care ar trebui să se bucure puținul pe care îl avem. Adică, bă, vopsim gardul, facem cura lângă noi, tragem linie, punem bordură, să se vadă de aici încolo drept, să-i placă omului și tundem iarba. Asta cu tunsul ierbii dă o impresie foarte bună peste tot în lume. Da, am văzut în partea a doua a vacanței în castelul de pe Valea Loarei, totul pare tuns ieri cu forfecuța. Este ceva de necrezut. Știi unde vezi asta când te duci în România, în locuri care sunt administrate sau deținute de străini? De exemplu, crame. Vinării, cum se spune în partea asta de jos. Intri, sunt câteva crame, câteva mai multe în ultima vreme, deținute de oameni în străinătate care au venit aici să facă vin. Intri acolo, nu știu cum reușesc ei să vopsească la ei să fie bine, că dacă intri într-o instituție din România, dunga-i strâmbă. Jur, deci știu că de la unități militare, că tata a fost militar și mă tocăra. Deci în unitatea militară vezi dunga aia strâmbă, zici că domnul ăla militar n-a reușit să o tragă așa. Când aminte de blocurile din comunism cu pereții strâmbi. M-am mutat însumi într-un bloc din ăsta că măsuram, râdeam cu meșterii că a trebuit să facem umpluturi, știi? Le măsuram și spuneau, domnul, aveți diferență 5 cm între capătul ăla și capătul ăla. Ei, când intri la ăștia în cramă sau unde te duci, cum ori puteai... Nu știu să zic. Aici e marea... Cred că ține de ceea ce se cheamă bine comun, cu o vorbă poate prețioasă și care sună neplăcut, dar oamenii ăia nu se gândesc numai la casele lor. Pentru că în România, nu generalizez, dar există destui oameni care sunt pedanți în ceea ce privește locuința lor și indiferenți față de rest. Dacă la mine în casă e curat, atunci eu pot să arunc și o pungă pe geam. Nu contează că pe geam, în afara geamului, nu mai e spațiul meu. Aici la mine să fie curat, dacă vrea cineva să fumeze, să fumeze pe casa scărilor ca să împută toată scara, pentru că la mine trebuie să fie aer alpin. Ce se întâmplă în afara spațiului nu mai contează. Cred că asta este o parte a problemei. Asta se învață sau e o chestie nativă? Păi, nu-mi dau seama. Se mai și învață. Se mai și învață dacă ai de la cine să înveți și dacă cel care te învață nu te pisează, nu te bate la cap, nu face pe domnul diriginte. Cum o fi în Franța când ai lăsat lucrurile neorânduială? Deci știi că și în Franța sunt, repet, în orașele mari cel puțin, ai tot felul de lucruri neplăcute. Nu? Ei, sigur, dacă te duci în Bordeaux sau în Marsilia sau mai puțin în Lyon, cred, în Paris, nu mai vorbesc, vezi destul de lucruri. Poate nu în Strasburg, care este un oraș de influență germană și unde există totuși o rigoare. Și fiind o mare administrație europeană acolo cu tot felul de vizite și nu știu ce, să spunem că peste tot în lume unde vine o vizită oficială mereu, e mai curat, că așa fac oamenii, se organizează să arate bine. Dar într-un alt oraș ca Dinan, de exemplu, nu vine nimeni în vizită oficială. Da, așa vor să trăiască oamenii. Așa vor să trăiască, exact. Cu piatra aia pe care n-au înlocuit-o, că e mai comod pe asfalt, bine, pe acolo nici nu trec mașina. Am impresia că Rue de Gergioal, pe care ți-am prezentat-o eu și care este una dintre atracțiile orașului, este o stradă pietonală. Eu n-am văzut mașini. S-ar putea să fie, dar eu n-am văzut. Și pleci din centrul orașului până pe malul râului Rance, care trece pe acolo, și unde este și un mic port. Este un spectacol întreg. Deci ai sute de oameni care merg pe strada aia, prin ploaie, nu-i zăpăcește ploaia și nu-i enervează, sau dacă enervează, nu arată. Ai un turn cu ceas din care se vede senzațional tot orășelul, ai un viaduct care ți asigură intrarea în oraș, ai niște biserici, Biserica Sfântului Mântuitorului, care este splendidă, într-un oraș ca din nou, repet, ai un castel în care se duc copiii cu clasa sau fără clasă, cu părinții, cu unchii,
în grupuri de prieteni și învață istorie prin metode mai noi, de exemplu, cobori în subteranele castelului din Dinan, repet, la 200-300 de metri de unde am stat noi, și ai tot felul de aparate care te solicită pe tine să participi la istorie. Ți se dă un caz, un proces, și tu, elev sau ce-i fi, vizitator acolo, ești solicitat să ai un punct de vedere în procesul ăla. Ești de partea acuzatului, ești de partea acuzării. Ești... Da, se fac tot felul de scenarii, pornind de la cazuri reale. Este un alt fel de a învăța istorie și felul ăsta te câștigă pe tine, copil sau adolescent. Ai spus că îmi zici o istorioară cu român de la Brisac? De la Brisac, care este castelul meu preferat. Bon. Da. Acolo, pe Valea Loirei, sunt sute. Seamănă cu blocul dumneavoastră, că de asta e... Da, nu i-am învelopat, dar în rest cam tot așa. Da, dar au ratat că n-au învelopat, pentru că bănuiesc că le este frig iarna. E, posibil, dar dat fiind că proprietarii castelului trăiesc în castel, s-ar putea să-și asigure un cred confort minimal. La șemineu, cred. Da. Ziceți dumneavoastră că eu... Eu n-am auzit vorbă românească în Bretania, nu știu de ce, pentru că se duc destui români, dar n-am prins noi. Pe Valea Loarei, la fel, discreție în ceea ce privește limba română, până la Brisac, care, repet, e un castel care mie mi-a plăcut cel mai mult din cele câteva pe care le-am văzut, inclusiv și Nonceau, Chambord, Amboise, castelul cu Claude Lussé, unde a trăit Leonardo în ultimii 3 ani, și cu Leonardo o poveste. La Brisac mergem noi frumos, aranjat tot castelul, o splendoare, nu e un castel mare, e un castel micuț, dar cu un salon de aur, cu niște apartamente, cu o sală de banchete absolut somptoase. Și ieșim, ne pregătim să ieșim, să coborâm de fapt, și eu aud în spatele meu: mă, dar totuși e frumos castelul. E un totuși concesiv, așa, fiind o bijuterie, înțelegi? Era vocea Domnului. Se aude imediat și vocea Doamnei. E, ce să spun, mare lucru să faci un castel. E, voilà. Egiptenii au făcut piramide. Da, le-au făcut, e adevărat. Dar asta nu înlătură, cred, meritele celor care fac castele. Bun, fără să... Și te-ai... Nu, n-am avut nicio reacție. Nu. Am stat, am râs în sinea mea. Aveai mască și nu te-au recunoscut. Aia... Aveam mască, aia. Da. Nu mai știu ei dacă aveau. După care ne-am reîntâlnit întâmplător în subsolul castelului, unde, în afară de locul unde erau ținuți prizonierii și locul unde erau ținute vinurile, în încăperi departajate, se organiza și o gustare de vinuri. O degustare de vinuri. Gratis, firește, că așa se face acolo. Și erau, să zic, 10-15 oameni acolo, toți încântați, majoritatea francezi, în afară de românul nostru, care a luat o gură și a zis: apă chiară. Era vin de Anjou. Nu era apă chiară, adică, bom, și eu nu sunt priceput, dar mi-am dat și eu seama că era foarte bun. Oamenii aia cumpărau. Deci a ieșit un cetățean cu 2 lădițe proaspăt cumpărate și părea bucuros de achiziție. Dar chiar așa să nu-ți placă nimic în locul ăla, chiar așa să fii deasupra locului... Am să completez eu această, probabil că e vorba de o categorie sau un mod de a vedea lumea diferit. E un moment cu bani totuși, ca să dacă ajungi ajuns acolo. Acolo, da. Zilele astea, cum se spune în engleză, overheard, nu? L-a tras cu urechea, nu? Uh-huh. Când mai bagi urechea, așa. Da. Vorbea cineva lângă mine, 2 doamne, și povesteau experiențele din vacanța de vară. Iar una dintre doamne a spus celelalte și zice: doamne, și mie am fost în Portugalia și am tot insistat pe lângă sora mea că să mergem în sudul Portugaliei, că la Lisabona nu e mai nimic de văzut. Ok. Atât am avut. N-am avut niciun. Dar dacă nu e nimic de văzut, nu e nimic de văzut nici în Lisabona. Mi-am adus aminte că tu o lăudasei. Totuși... Am fost, noi am fost cu lansarea aceea de carte. Am zis că merg mai curând pe mâna ta. Dacă... Da, e un oraș spectaculos și atât de bun
cu oamenii care vin în el, atât de primitor, că ăsta e cuvântul, și atât de variat totuși. Ține mult de experiențele pe care le are fiecare în viață și de ce aștepți. Și de ce aștepți și de ce îți propui în mod evident. Că tu dacă aștepți rigoare și simetrie și curățenie de asta de tip capitala modernă a Braziliei, nu te duci la Lisabona. Te duci într-un oraș, nu știu, german, scandinav, dar nu un oraș istoric. Dar Lisabona are cocktailul ei de ingrediente, unul mai învietor ca altul. Și e ca magazinul Victoria pe vremuri, 50 de magazine într-unul singur. Asta este 50 de orașe și de tipuri de civilizație într-unul singur. Cu ocean, cu fluviu, cu podul ăla Vasco da Gama, care are 17 km și ceva lungime, cu ruinele de la Mănăstirea Carmeliților, cu Catedrala Veche, cu Sevelia, cu... Nu mai spun de Mănăstirea Ieronimilor, că este ceva îmbătător de-a dreptul. Da? Adică ai în Lisabona o mulțime de lucruri de văzut și nu ți ajunge o săptămână ca să o bați cu pasul și să vezi cam tot ce ar trebui. Acum, cu... Să știi că, apropo de chestiunea asta, și în România sunt, chiar și în Dobrogea, pe litoral unde am fost eu, sunt lucruri și locuri de văzut. Sigur. Și eu le-aș recomanda oamenilor chiar să iasă din zona aceea, de pe litoralul propriu-zis, și să mergem către locuri la care nu te aștepți, care sunt mai puțin aglomerate, care sunt mai puțin vizitate și care nu țin de esența asta cu plajă, soare și mâncare. Și ai, de exemplu, Biserica Îngropată, care este în apropiere de Histria și acolo chiar e o biserică îngropată, pentru că știi cum era? Turcii nu dădeau voie ca tur la biserică să fie mai sus decât minaretul. Și oamenii și-au făcut biserica cum știau ei să o facă, numai că începea de la minus 2 sau minus 3, cobori în biserică pe scări și un loc foarte, foarte, foarte frumos. Nu știu câte lume merge la Adam Clisi. Care e un loc de văzut. Eu am fost de vreo două ori, am fost doar noi, să știi. Și chiar, chiar foarte frumos. Și eu frumos. Când am fost, era pustiu. Enisala e frumoasă. Enisala e frumoasă. Da. Nu mai zic, cetatea Histria, în mod evident, dar mergeți și la Munții Măcinului. Foarte, foarte frumos. Adică, dacă cumva ieși din fluxul ăsta mare... Poți să vezi lucruri interesante în România. Aici prietenul meu, Boții Balint, a făcut la un moment dat un program pentru echipa Farul Constanța, care avea pe tricouri obiective turistice mai puțin știute, nu știu dacă ai prins momentul, mai puțin știute din Dobrogea. Și aveau, la un moment dat jucau cu tricouri cu Farul, la un moment dat jucau cu tricouri cu Cazinoul, la un moment dat jucau cu tricouri cu cetatea Histria și aveau programul ăsta prin care să facem lucrurile mai cunoscute. Adică, cu un mic efort de pe internet te poți duce în diverse zone din Dobrogea care sunt absolut minunate. Și drumul pe acolo, drumul prin Adam Clisi, un drum foarte pitoresc, foarte frumos. E o plăcere. Și dacă mergi paralel cu Lunca Dunării, prin chiar... Lunca Dunării, de fapt, și nu iei autostrada, că înainte pe acolo era drumul, și e un spectacol. Chiar azi vorbeam cu cineva de la Călăraș și îmi spunea că tot pe autostradă merg. Și am spus, dar de ce să mergeți pe autostradă? Că e păcat. E frumos. Da. Ați trecut bacul de la dumneavoastră, v-ați dus printre sate pe acolo, mergeți încet. Nu vă enervați la eforie. Da. Uitați la oameni, treceți pe la Dam Clisi. Mai vezi câte un popândău pe marginea drumului. Da. Sunt faci poze în lan. Mă rog, tot felul de lucruri de astea. Să-mi notez ca tura viitoare, poate facem un episod despre diverse forme de artă pe care le-am văzut în excursiile astea. Okay. Pentru că știu că ai fost la atelierul acela de arte vizuale. Da, asta în Paris. Am fost la Atelier de Lumière, așa se cheamă, al treilea an în care mergem. De fiecare dată e alt spectacol acolo. Și acum am prins o combinație încântătoare. Un film despre Salvador Dalí, foarte frumos și foarte bine făcut, cu coloana sonoră Pink Floyd, de pe mai multe discuri. Fain. Da, minunat. Și în partea a doua, un film ceva mai scurt despre Gaudí, cu o coloană sonoră eclectică, jazz, cu Doors, cu Gershwin, mai multe. Foarte frumos. Și lume.
Apropo, să spun că este lume în Paris și este lume în Franța, pentru că o doamnă mi-a spus pe Facebook, păcat că Parisul e pustiu și cultura e praf. Bun, eu fusesem la două spectacole în două zile, așa, praf fiind cultura, iar Parisul nu e gol, e plin de lume. Da? Și la atelier de lumieră au fost oameni și pe străzi. Da. O problemă este le pas sanitaire, da? A început să fie o problemă la ei pentru că și sunt și proteste împotriva lui. Sâmbăta, au fost 5, acum 6 sâmbete la rând cu proteste în toată țara, nu doar în Paris. Proteste pașnice, altfel, cu oameni care sunt unii dintre ei vaccinați, dar care protestează împotriva pasului sanitar. Pas fără care nu intri la muzeu, restaurant, începând din 9 august, palat, castel și așa mai departe. Vi l-au cerut? Da, sigur, de fiecare dată. De fiecare dată. Singurul loc în care nu ni l-au cerut a fost unde luăm noi micul dejun în Paris, pe o stradă unde, pe o cafenea oarecare, unde avem o doamnă din România, Raisa din Sibiu, pe care o știm de câțiva ani și cu care am apucat să vorbim și am spus că suntem vaccinați, bine mersi, că am mai fost pe aici, pe acolo și care nu ni l-a cerut pentru că știa că suntem vaccinați. Dar în rest, peste tot. Da. Ce-o fi avut oamenii ăștia de respectă niște chestiuni? Nu le place nici lor să le respecte, să știi. Și dar totuși le respectă. N-au un control. Da, adică... Spre deosebire de întâmplarea unde noi am fost dați afară din magazin pentru că purtam mască. Nu, acolo nu intri. Sigur, în magazine intri. În mijloace de transport intri, că asta ar fi fost. Ar fi dus la tulburări enorme să-ți ceară le pas sanitar când intri în metro. Nu s-ar fi putut, în primul rând. Dar acum au început și cu marile magazine de modă, de haine, pantofi și așa mai departe, care sunt magazine mai degrabă de capriciu decât de necesitate strictă. Și acolo nu intri fără pas sanitar. Lumea își caută mersuri... Noi mersuri și își caută metode de apărare. Mai aveți posibilitatea să adăugați o frază din... Nici nu știu ce să adaug. Adaug două fraze. Una, că am stat în Chinon, pe Valea Loire, într-un orășel medieval, cu amprenta lui Rabelais, care s-a născut acolo, și cu amprenta Ioanei d'Arc, care a venit și s-a rugat în biserica Saint-Maurice, ridicată de Henric al II-lea. Al doilea. Apartamentul nostru era la 30 de metri de această biserică. Deasupra apartamentului erau meterezele cetății și nouă, care este o cetate iarăși foarte frumoasă. E imprudent să faci atletism de achiziție. Noi cred că am făcut un pic, adică în 6 zile am văzut 8 castele, ceea ce e mult. E adevărat, niciodată două castele mari într-o zi. Adică n-am văzut și Nonceau și Chambord în aceea zi, Chambord, cu o scară elicoidală făcută după un proiect al lui Leonardo da Vinci. Apropo, ai fost la Amboise. Am fost la Amboise și la Clos-Lucet. Amboise este un castel regal, o splendoare. În castelul Amboise este biserica Capela Saint-Hubert, unde se spune că ar fi osemintele lui Leonardo da Vinci. Se spune, nu se știe, pentru că ele au fost luate de acolo, a existat o mișcare de distrugere la Revoluția franceză, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, au existat tot felul de alte întâmplări și multă lume spune că acolo ar fi și osemintele. Este marcat locul cu un monument funerar, iar 800 de metri mai încolo este Clos-Lucet, care este casteluțul, vila, unde l-a adus Francis I pe Leonardo da Vinci să lucreze în ultimii 3 ani. Iar în parcul acela de la Clos-Lucet ai o bună parte din invențiile lui Leonardo da Vinci, îngrijite cu ajutorul celor de la IBM care fac acest efort, iar înăuntru, în vilă, sunt toate aceste lucruri în dimensiune miniaturală. Este un loc încântător și plin de lume, apropo că Franța e pustie. Nu e deloc pustie, e plină de lume. În Dobrogea avem castele, dar avem vechi cetăți care pot fi vizitate și avem și delta. Nu așa, și muzeul de arheologie din Constanța, la Comori acolo. Încă o dată, muzeul de artă din Constanța, și care este absolutamente fantastic și trebuie văzut. Mi-a plăcut mult, mult de tot. Pentru că vorbim de o oră, cred că e momentul să mergem mai departe. Mai păstrați-vă gândurile franceze,
pentru edițiile viitoare sau poate facem o ediție specială. Bine. Gătim franțuzește, da? Mâncăm franțuzește, gătim, nu știu că ne putem ruga pe cineva să ne gătească. Așa, da. Și, uite aici, brânzică, de asta n-am mâncat. Mi-am tot luat. Ți-aș propune să trecem la îngrijorările sănătoase. Hai! Îngrijorări sănătoase. Prieteni, este foarte greu să ne ocupăm și de alte lucruri, dar trebuie să o facem. Adică Franța e Franța, mâncare e mâncare, dar trăim aici. Faptele arată în felul următor. Astăzi o să vorbim despre intoleranță, incultură, de altă parte, aplicate, lipsă de deschidere. Da. Și pentru asta ne îndreptăm la Mogoșoaia. Faptele arată în felul următor. O expoziție care era găzduită de palatul de la Mogoșoaia, da? Palatele brâncovenești, cum se numesc în mod oficial, a unui artist care se numește Jean Berlo, așa e numele artistic, Eugen Berlo, cred că este numele lui, a fost oprită... Time Rush se cheamă expoziția. Time Rush. A fost oprită de către conducătorii muzeului, mă rog, administrația muzeului de acolo, pentru că nu respectă dogma bisericească, dogma ortodoxă, o chestiune de genul acesta. Expoziția este una de artă modernă, care, sigur că are gândirile și trăirile unei expoziții de natura asta. La un moment dat s-a evocat și ideea că picturile ar avea organe sexuale sau că ar fi pictate organe sexuale. Interzicerea, adică expoziția a pornit cu stângul pentru că un tablou a fost interzis de la bun început la intervenția unor oameni care lucrau acolo, pentru că a fost considerat insultător la adresa religiei, să spunem așa, era o pictură cu, mă rog, eu atât cât am văzut-o pe internet, ea înfățișa, cred că, niște sfinți cu capul în jos. Asta am înțeles în chestiunea asta. După care expoziția a fost interzisă cu totul, după vizita a doi preoți, a preoților locali, care... Vrabie și vrăjitorul. Care nu au fost de acord cu ceea ce se vedea acolo, au avut o vizită în care cumva au fost amenințători la adresa doamnei curator de acolo, după care, probabil prin presiune la adresa administrației Palatelor Brâncovenești, expoziția a fost oprită cu totul. Cel care conduce această instituție și care până la urmă are dreptul de a semna, de a face și de a drege, domnul Dinu, este un manager numit politic, care nu are o zonă de pregătire în direcția asta culturală. Ba, mai mult, în lumea asta modernă cu aparate și tot ce trebuie a și fost înregistrat într-o convorbire, eu, necriticându-l într-o totul, că a pus întrebări. Până la urmă, asta trebuie să înțeleg. Ce face un curator? O întreba pe doamna curatoră de expoziție. Și doamna explica, uitați. Curează. Curează, dar mi-ar fi plăcut și mintea mea ar fi fost interesant ca întrebările astea să le pui sau să ai niște răspunsuri când accepti funcția respectivă. Pentru că acolo lucrezi. Da, lucrezi într-un spațiu care are și spațiu expozițional. Și ca să poți să iei decizii, care, apropo, expoziția a fost aprobată de un consiliu de administrație, trebuie să știi niște lucruri minimale. Ce face un curator? Cum funcționează o expoziție? Care este legătura cu piața de artă? Sunt și aici niște instrumente profesionale cu care lucrezi. Ce se întâmplă când aduci o expoziție de artă contemporană? Cine sunt artiștii? Ce trecut au? Ce vor ei să spună cu operele lor? Sunt o grămadă de lucruri. Adică nu toată lumea poate face genul acesta de profesie. Știți că este de la PNL, de la PSD sau de la alt partid. Astea sunt faptele. Da. Hai de aici... Să ne mirăm, să nu ne mirăm. Păi nu ne mirăm, că e un episod după drăcoaicele pe care le-am vizitat la primăria sectorului 1. Nu? Da. Drăcoaice care au fost scoase la vânzare după asta la Artmark. Așa. Ți-am zis că am fost acolo întâmplător, erau scoase la vânzare, plecau de la 500 de euro. Drăcoaicele la licitație. Nu știu cu cât au fost vândute după asta, dar nu ne miră, nu? Da. Atitudinea asta. A prins bine intervenția domnului Ciolacu, care a veștejit expoziția, nu? Dacă ține. M-am mirat bine să scuz cam ieftine la 500 de euro, dar mă rog. Stai că de acolo pleacă. De acolo pleacă, dar s-a și terminat licitația, nu știu cât au fost chiar, poate ar fost interesant să aflăm. Da,
E trist, dar nesurprinzător, după părerea mea, câtă vreme încă ai asemenea manifestări de opacitate, până la urmă, și de obtuzitate și de falsă ocrotire a pudorii. Pentru că expoziția asta a fost interzisă, printre altele, pentru că e impudică, ca și cum arta n-ar avea voie să fie impudică. Expoziția a fost interzisă pentru că este mânjit sfântul nume al lui Constantin Brâncoveanu, care în a avut... casa lui, care este sfânt. Exact. Care a avut 11 copii și care a fost decapitat împreună cu 4 dintre fiii lui. Da, așa este. Numai că e absurd să pui în relație domnia lui Constantin Brâncoveanu cu o expoziție de artă modernă. Nu faci așa ceva. Decât dacă ești insuficient echipat. Și dacă, dincolo de echipamentul ăsta precar, tu vii cu o alonjă de om care nu cunoaște, dar impune. E ca și cum ai pune frunze de viță în dreptul organelor statuilor. Da? Ce facem? Că există expoziții întregi, există nuduri celebre în toată lumea, există în sculptură și în pictură. Ce faci? Le acoperi pe toate? Adică mâine, poimine le îmbrăcăm. Da? Le punem pantofi, le punem papion. Totuși, nu poți... Trebuie să ai un comerț minimal cu opera de artă. Dacă nu-l ai, nu te implici. Dar ca să te implici doar de dragul de a-ți afirma o poziție de, așa zisă, puritate și de protejare a firilor și minților sensibile și nevinovate, mi se pare cam mult. Mă gândesc că în concertul ăsta al intoleranței și al absurdului până la urmă, trebuie pus și episodul de la Muzeul Țăranului, cu filmul după cartea lui Adrian Schiop, da? Cu soldații din O poveste din Ferentari, unde tot așa au năvălit niște oameni chipurile bine intenționați, au întrerupt proiecția, pentru că elevii aceia de liceu erau supuși unei torturi psihice. Elevii de liceu nu sunt niște mimoze, în paranteză fie spus. Elevii de liceu au la îndemână toate mijloacele de informare. Umblă pe internet, au telefoane inteligente, sunt ei înșiși inteligenți și informați și deschiși și lumea asta nu mai are sârmă ghimpată, așa cum le-ar plăcea unora. Prin urmare, n-are rost să dai buzna în costum național cu ie și cu o lozincă patriotardă și să pui punct filmului, să dai lumea afară. Știi, în lumea digitală, interdicțiile nu mai pot funcționa. Nu se țin, da. Creierul oamenilor este de mult plecat în alte părți, pentru că sigur că tu poți interzice aici fizic niște lucruri, da. Dar nu înseamnă că ei pe internet nu vor fi atrași de chestiunea asta, nu se vor uita sau că alte lucruri nu vor circula. Nici măcar într-o lume totalitară genul ăsta de interdicții nu funcționează. Gândește-te ce a însemnat samizdatul în fostul spațiu sovietic. Da. Și la noi chiar. Până la urmă, Pasternak a luat un premiu Nobel, da? Da. Pentru Dr. Zhivago, o lucrare care era scrisă în rusește, dar nu era publicată în Rusia. Deci nu funcționează lucrurile de genul ăsta. Oamenii își dau cărțile astea, își dau pozele, își transmit materialele astea, își transmit gândirea, indiferent de câte interdicții. Adică interdicțiile astea, eventual, i-au făcut un serviciu artistului. A, da, că l-au făcut cunoscut. L-au făcut cunoscut. Și au stârnit o curiozitate, pentru că de multe ori ai efect de bumerang. Adică tu vrei să interzici o poveste și tamam bine stârnești interesul altora care aud și spun... Păi, înseamnă că e ceva de văzut acolo, dacă n-avem voie. E fructul oprit. Da? Genul ăsta, cu ce diferă genul ăsta de intervenție față de ceea ce a făcut guvernul Victor Orban în Ungaria, care a oprit niște cărți sau niște filme? Și a închis un ziar de opoziție. Nu va mai ști lumea de homosexualitate? Da, nu se va mai vorbi despre iubire între bărbați, între doi bărbați sau între două femei? Acestea nu vor mai exista? Și aici nici măcar nu era vorba de așa ceva. Nu va mai admira lumea organe sexuale, frumusețe, feminină sau masculină. Știi ce am cumpărat de la Viena? O carte, chiar că am zâmbit, știi, întâmplarea face că... Stai să zic de acasă. Am cumpărat o carte a ilustrațiilor sexuale și pornografice, unul de-a dreptul, făcute
în istoria Europei Occidentale. Adică a avut cineva curiozitatea să adune vreme de, începând de pe la 1100-1200, cum arăta grafica, pornografia, sexul, cum era prezentat lumea. Sunt mii, milioane de reprezentări. Erau cărți. Lumea era atrasă de sex, de reprezentare sexuală, adică oricât ar fi încercat cineva să interzică, lucrurile astea erau, existau, circulau între oameni. Mai mult sau mai puțin pe ascuns, știi? Am luat cartea asta care are niște ilustrații fabuloase, să vezi cum au evoluat vreme de 800 de ani toate lucrurile astea, și la un moment dat m-am dus la casă, știi, da, în jur vorbindu-se numai nemțește, vânzătorul care era un tânăr băiat a spus: mă bucur că ați cumpărat această carte, mi-a zis în românește. În mod evident, știi? Că atunci când cumperi lucruri de astea ești un pic jenat, ia să vedem ce să uite alea de... Mă bucur că ați cumpărat această carte. Mm-hmm. Dar nu ai cum să ascunzi lucrurile astea. Curiozitatea umană va depăși, va dărma întotdeauna aceste garduri. Da, și nu poți judeca o operă de artă cu argumentele, cu argumentul pudorii sau impudorii. Nici nu știu dacă o poți judeca. Ea îți transmite sau nu îți transmite ceva, îți place sau nu îți place, îți trezește asocieri sau nu. Dar nu poți pune ștampilă pe ea, nu poți să o înfierești, nu poți să o ascunzi în debara. S-a făcut povestea asta în trecut, dar nu mai merge. Da? Adică asta e, hai să nu zic un gest de barbarie, de un gest de obtuzitate. Da? Te repezi acolo în verbiajul cunoscut deja al apărării valorilor, al protejării firilor sensibile și așa mai departe și pur și simplu dai afară. Dai afară o expoziție. Nu poți dai afară o expoziție. A, că nu înțelegi arta contemporană. Bă, ok, dar nu ești obligat să o înțelegi. Recunosc că nici eu nu înțeleg. Și nici mie nu-mi spune arta contemporană ce-ți spune ție, de exemplu. Eu sunt categoric opac. Știu că tu ai o... Da, eu sunt opac, dar îmi recunosc limitarea asta, însă nu m-aș apuca, admițând că aș ajunge vreodată într-o poziție de putere, nu m-aș apuca să intru prin muzee sau prin palate și să spun ce e cu doi ochi din profil, e câh. Să plece. Dar dacă mergem la anul în Irlanda, cum ne-am propus, mergem și la Muzeul de Artă Contemporană. Știu mergem. Că doare. Eu mi-au ceva de citit. Nu, trebuie eu am o carte groasă la frumos. Mine de fiecare dată. Asta și când eram târât pe vremuri în mall-uri, da? Îmi găseam o bancă și spuneam Irinei e să te dea ei afară, eu stau aici și te aștept. Dar ce-o fi vrut să gândească omul ăla? E prima mea... Adică da, și da. Un om... E un om rău dacă a desenat organe sexuale sau a pus îngerii cu fundul în sus. A vrut ceva rău? Adică a vrut să zică... Există bănuiala de rea intenție. Există bănuiala asta. Da, așa plecăm în viață de la bănuiala de rea intenție. Eu, de exemplu, am văzut la Atena, în Muzeul de Artă Contemporană, o foarte interesantă instalație care semăna cu Fabrica Mecanică a Vaslui. Ok. Jur că aia era. Lumea e mică. Deci... schele din alea, aparate de sudură, se aprindeau niște becuri, începeau o sudură de una singură, făcea și zic, bă, eu am fost în fabrică aici. Zic, deci ce spune cetățeanul ăsta este rupt de la mine, de la Vaslui. Aia era. Dar după asta stai și spui, de ce a făcut omul ăsta asta? Ce experiență are el în spate? Ce gândire are el în spate de le-a adus acestor oameni din Atena sau din întreaga lume un colțișor industrial dintr-o fabrică obzecistă? Da. Ce a vrut să spună? Era supărat pe cineva? Era supărat pe vreo Republică Socialistă? Era supărat pe muncitori? Ce reprezenta? Și erau numai niște fierătanie și niște ruginături. Mm-hmm. Poate cineva de la Partidul Comunist ar fi spus, ce acel tovarăș, așa arată viitorul socialist? Asta e una dintre chestiuni. Știi ce mai e ironic aici? E ironic locul în care s-a petrecut. Da. Brâncoveanu era un inovator și un progresist după standardele vremii. Uh-huh. Brâncoveanu era un om care a încurajat tipăritura scrisă. Era un om care a adus stiluri arhitecturale noi. A construit într-un tipar modern. A colaborat cu biserica. N-avea cum să facă altfel. Dar nu cred că toate lucrurile pe care le-a făcut el, mai ales în modernitatea artei arhitecturale, au fost bine primite în vreme. Dar era un om care a împins veacurile mai în față. De fapt, asta e moștenirea lui culturală. Nu că s-a bătut cu săbii,
cu niște oameni. Și să spunem că acolo, la Palatele Brâncovenești, se petrec tot felul de acțiuni. Deci asta este una dintre expozițiile care au fost organizate acolo. Ăla este un spațiu generos și foarte frumos făcut, unde au avut loc și cursuri pe care le-a ținut, de exemplu, cursuri de traductologie, pe care le-a ținut Florin Bican, care este un anglist eminent, le-a ținut despre traducerea din română în alte limbi unor foarte buni traducători de cărți din română în engleză, rusă, mai știu eu ce. A existat chiar un serial al acestor întâlniri cu diversi tineri foarte dotați. Tot acolo se făceau. Tot acolo se fac și alte, se fac tot felul de festivități. Deci era un spațiu îngăduitor, pentru că îngăduința ar trebui să fie unul dintre cuvintele care guvernează, mai ales în mediul artistic. Da? Păi ce facem? Înseamnă că dacă vedem girafa în flăcări al lui Salvador Dalí, chemăm pompierii. Asta e reacția, nu? Sau dacă vedem femeia cu sertare, spunem, noi, asta e anomalie. Trebuie neapărat făcut ceva pentru că artistul e turbulent și artistul, poate... care într-o la o lansare, la o activitate de promovare la un moment dat, în mijlocul Parisului, circula pe un bulevard într-o dubă, deschisese ușile dubei, perfect gol, și arunca verze pe stradă. Și în felul ăsta atragea atenția asupra unei expoziții Salvador Dalí, care urma să se țină la Paris. Păi ce facem cu el? Îl ardem pe rug? Bine, nu mai putem. Dar l-am arde, în efigie măcar. De ce... Nu știu, uite, referitor la gestul celor doi preoți, de ce n-au căutat oare să vorbească cu acel om, să-l întâlnească, să-l afle, să-i pună întrebări, să putem discuta? Lumea, din punctul meu de vedere, nu poate fi gândită ca pe Facebook, știi? Că Facebook-ul a început să devină așa o lume în alb și negru, fără nuanțe, unde nu mai poți să zici nimic și trebuie neapărat să fii într-o bulă, că altfel sau te poziționează ceilalți într-o bulă. Dar nu mai sunt capete de pod dacă noi avem gândiri diferite asupra unui lucru. Prima dată nu ar trebui să ne interesăm cum am putea sta de vorbă. Eu cred, sincer cred, că până la urmă mersurile noastre sau demersurile noastre sunt făcute în același scop. Ca să trăim într-un pic mai bine și într-o societate mai civilizată. Drumurile pe care putem face asta, sigur ar putea să ne despartă. Ai armonie și varietate. Pentru că astea sunt două dintre sosurile noastre bune. Și să spunem că sunt două cazuri. Și ca ele mai sunt, probabil, 10 sau sute. Dar să nu generalizăm, adică știm amândoi preoți foarte luminați, foarte destupați și foarte umblați prin domeniile culturii, uneori chiar și prin domeniile științei. Deci oameni cu care chiar poți să ai o discuție rațională și care nu-ți vin și nu-ți împing dogma în față și nu privezi lumea de la etajul poziției lor. Da? Dar aici ai avut și un arbitru, da? Care este statul. Da. Sau cei din administrație. E, și aici este eterna discuție. Dacă puneți un om care nu e pregătit, nu înțelege și nu are capacitatea de a judeca niște lucruri de genul acesta, te duci într-o situație din asta. Eu stau să mă gândesc, mereu stau să mă gândesc asupra mecanismelor gândirii. De ce pentru oamenii aceștia care reprezintă statul român a fost atât de important să reacționeze la un semnal pe care l-au trimis doi membri conservatori ai bisericii. Sau poate a venit o hârtie mai mare, știu eu, de la o eparhie și mai înaltă, la o mitropolie, de la Doamne iartă. Deci dați jos alea de pe pereți. Și aici statul trebuia să se gândească, bă, ce facem? De ce ar fi ales situația asta? Pentru mine e culmea. Și vezi că nu e prima agresiune. Ții minte când Muzeul Chiciului s-a dus la... a ieșit din sala lui și s-a dus la patinoar? Iarăși au venit niște oameni și au zis să se interzică. Da. Dar de ce trebuie să... Și au strânit interes. Asta e partea bună a părcirele. Că află oameni care habar n-aveau de expoziția și se duc să o vadă. Îi dai dreptate și lui Gelu Duminică, care într-un moment de exasperare a spus, băi, vedeți că semănați cu aia de acolo, cu talibani. Da, acum o să se aleagă cu procese, cu nu știu ce. Nu știu dacă are dreptate. Da, nu știu dacă nu are dreptate până la capăt. Nu are cum să aibă dreptate până la capăt, dar... Da. Dar reducționismul nu e bun. Știi cum e? Pe la mijlocul anilor 90, domnii talibani au aruncat în aer niște statui foarte străvechi, care erau în zona respectivă și care erau... Patrimoniu. Patrimoniu, da?
adică ce au făcut ei? Sigur că ăia sunt un regim criminal care omoară oameni, nu știu ce, dar la un moment dat te uiți și zici, bă, dar unii oameni exasperați vor spune dacă mai veniți peste expoziții, dar nu putem să pictăm, să cântăm sau să grăim cum vreți voi. Dacă omul ăla s-a apucat să pună pe pereți chestiunea asta, nu înseamnă că e un om rău. Nu, și trebuie să-l lași să-și trăiască ideile sau viziunile sau ce-or fi. Plus că oamenii se mai schimbă. A, știu. Nu știi că astăzi un om care pictează ceva ce se pare în răspăr, are vreun tip de... Sunt perioade de creație care se bat cap în cap la mulți artiști. Același artist la 60 de ani are un cu totul alt tip de abordare decât avea la 30, ajunge să-și contrazică propriile concepții și așa mai departe. Dar nu, ideea este tamponul ăsta reducționist. Asta strică. Faptul că tu vii de pe poziția celui care știe și care nu știe doar ce conține opera respectivă și ce a fost în mintea artistului, dar știe și cum să ferească norodul de influența asta nefastă. Da. Lăsați-ne că ne ferim noi, cum ar fi. Lăsați-ne că ne descurcăm. Păi, prieteni, vă propun să trecem la neașteptări, nu? Ok. Dar înainte de a trece la neașteptări, poate stăm un pic de vorbă așa virtual, Radu, cu prietenii noștri. Așadar, ne tragem un pic respirația, suflul și răsuflul și continuăm. Neașteptări. Wow! Vă mulțumim tuturor pentru mesaje. Dragă Radu, știu, ne scrieți pe Facebook, mulți dintre voi și acolo vă putem răspunde direct, unii ne scriu pe YouTube și asta e foarte bine, încercăm să vă răspundem și vouă, mai ales că v-am și provocat. Cât timp ai fost plecat, am primit o vizită din Olanda, de la una dintre ascultătoarele noastre, româncă expată, care lucrează acolo la o mare companie și care ne-a spus așa că ne mulțumește tare, tare mult pentru că în perioadele ei cele mai grele, respectiv în pandemie, când a fost singură acolo și despărțită de toată lumea acasă, acest podcast a însoțit-o și i-a dat-o stare de bine. Și a vrut să ne mulțumesc într-un fel. Sigur că au venit multe lucruri. Eu m-am și speriat și m-am simțit tare jenat de această chestiune, dar a spus plăcerea mea. Uite, okay. Aseară că le-am păstrat așa neatinse. O bere de acolo, da, pe care o putem bea aici, la locul faptei. Cei care au voie, mulțumesc. Brânza se mănâncă, deja alături de brânza franțuzească. Este confreria brânzeturilor. Mai aveți dumneavoastră aici, o să le am eu, de fapt, că sunt bomboane și dumneavoastră n-aveți voie. Bomboane din Amsterdam. Da? Mulțumim. Nu, dar eu sunt topit. Da? Aici există două sticluțe cu tărie. Doamne. Este un lichior olandez, să știi. Am observat că ai scos numai una. Glumesc. Păi am scos numai una, dar la pièce de résistance... Măi, lichior cu caramel. Da, dar n-ai voie. Doamne, n-am voie. Dar n-am voie nimic de aici. Am voie cărți. Din tot ce am pe masă aici, am voie cărți și nuci. Eu m-am simțit foarte jenat, adică un cadou pe care l-am primit. Mulțumim încă o dată. Să nu stică un tricou cu Craif. Ba da. Și este chiar de acolo. Și am să te rog să uiți, acest tricou este al tău. Este o piesă de artă, da. Și nu știm cum să vă mulțumim, adică o să-l arăți și la cameră ca să vă arăt. Este, este un tricou chiar cu Craif, de la magazinul lui Craif. Crezi că am spus la nimereală? Da. Păi, crede-mă că n-aveam de unde să știu. Este, ascultătorii noștri știu că tu ești îndrăgostit de Olanda și, și de Craif. Îți place Craif. La nebunii. Vai, mulțumesc, dar nu avem voie să mergem la Palatele Brâncovenești cu așa ceva, că e... Iată. Măi, dar sunt mișcat, nu pe cum... Vai, ce frumos. Mă bucur că te bucur. Haide. Da. Îți mulțumim. Mulțumim tare. Îți mulțumim tare, tare mult și sper să ne vedem, să facem o reuniune și în trei, ca să putem mulțumi cum să cuvine pentru aceste minunății pe care le-am primit. Încă o dată ne înclinăm și chiar suntem profund mișcați de faptul că vă gândiți la noi și la mesaje suntem la fel de impresionați. Hai să vedem. Mulți oameni ne scrieți aici.
Spectacol, întreabă Cornel Beniamin Ardean, spectacol arhitectonic sau arhitectural? Nu știu dacă e o mare și flagrantă contradicție. Sunt stiluri arhitectonice, asta știu. Spectacolul cred că poate fi la un moment dat și una și alta. Nu am o despărțire riguroasă a lor. Stilurile sunt arhitectonice, cam așa îmi sună mie, dar repet, e doar o judecată pripită. Primul meu șoc ca părinte, apropo de discuția noastră de data trecută, spune Leo Ongrosu, când am realizat că mogâldeața aia de 2 săptămâni nu este un eu mai mic, e o altă persoană. Mulțumim pentru mesaj, Vasile Crai, Andrei Rodilă. M-am ferit de ceva vreme de toate junk food-urile, dar ascultând episodul cu merdenelele, am coborât la colț și am mâncat. Da, e greu să reziști merdenelelor. Da. Așa, unsuroase, cum sunt ele, toxice, contraindicate. Fiecare medic nutriționist, când aude de merdenea, Vali Pava ne spune așa. Trăiesc aici de 20 de ani, fugind de nesimțirea politicienilor români. Și nu numai. Olanda. Da, Olanda. Cine ne-a mai... Din Norvegia, ne scrie El Zoro. Salutări, nu am pierdut niciun episod. Nici noi. Da, dar chiar e emoționant, să știi. Să vezi ca ecou totuși în atâtea locuri și că ce spui tu contează cât de cât. Așa, nu ca busolă, nu ca mai știu ce instrumente prețioase, dar pur și simplu ca formă de acompaniament. Pentru că sunt două voci care te pot însoți oriunde, în mașină, la cumpărături, pe stradă. Înseamnă că avem un rost. Sau că ne căutăm pe un rost. Sau încercăm să, nu știu, cumva să vă împărtășim din experiențele noastre ca împreună să ne bucurăm de toate lucrurile astea. Domnița Barbu, salutări din Edmonton, Alberta, unde vă ascult oriunde am timp, de obicei când conduc mașina. Condusul pe distanțe lungi a devenit o plăcere de când v-am descoperit podcastul, iar cărțile lui Radu Trecoceanu în fiecare vară sunt împrumutate prietenilor și urmărite în traseul lor ca nu cumva să-și rătăcească drumul către casă. E foarte bine. Să rămână. Semnătura. Facem. Semnătura, știți, pe carte. Că aia o recuperați și peste 20 de ani. Da, că o recuperați. Nu e o garanție. E prima dată când vă urmăresc pe YouTube. Vă ascult mai mult pe Spotify. O să schimbăm ceva. Episoadele de YouTube și Spotify vor fi un pic diferite. Cine ascultă pe Spotify primește un bonus. Okay. Primește un pic mai mult, da? Așa că vă invităm să ne urmăriți în continuare. Eu sunt unul dintre aceia, Vlad Berianu, care vă urmăresc și mă bucur și de cărți și de filme, dar am abonament și în Tribuna Rapidului. Foarte frumos. Apartenența de natură tribală satisface alt tip de nevoi umane. Corect. Da. Suntem oarecum frați, că dumnealui fiind rapidist și eu tu cu Poli, Timișoara, sigur că da. Fantoma da. De Poli, mă rog, suntem înfrățiți. Marius Bengescu spune mie că România nu va organiza un campionat european, sigur. Am exagerat data trecută când am spus asta. Ar fi frumos. Da. Ar fi frumos, dar nu putem de unii singuri. Și, sigur, avem multe sfaturi legate de mediu, de modul în care putem să reciclăm diverse lucruri de genul acesta și comentarii pe lucruri punctuale pe care le-am spus în podcast. Vă mulțumim încă o dată, sigur că nu vă putem pomeni pe toți aici și îmi cer scuze oricât am încercat să o facem, dar așteptăm poveștile voastre și în episodul viitor, adică pe unde sunteți în lume, nu m-am uitat să văd cine a descărcat, dar o să mă uit într-o lună, două. Okay. Pe unde mai sunteți în lume, ce mai faceți, povestiți-ne despre voi, întâmplările astea sunt, cred că, importante pentru noi toți. Cred că ar fi timpul să ne ocupăm de cărți. Hai să o facem! Spuma filelor. Ascultați și urmăriți Vorbitorincii, să le spunem și celor care sunt pe YouTube că dacă aveți sau căutați rubrica Neașteptări, ea este pe Spotify, pe Google Podcast, pe Apple Podcast, în varianta sa audio, deci cine vrea să ne vorbească, să ne audă cu muzică, trebuie să ne caute acolo. O să diferențiem un pic produsul. Cărți de astăzi,
Dragă Radu, eu mărturisesc că am citit cam subțire pentru că am revenit la muncă și am programul acela care este fix invers cu tot restul lumii, adică făcând matinal mă odihnesc și stau degeaba aiurea la prânz și seara muncesc din nou și până trezesc și... Mai e un pic și încep și eu matinalul. Da. Programul de matinal e cel mai frumos program de peste tot de unde am lucrat. Păcat de oră. Păcat de oră. Știu. Deci păcat de oră... Da. Dacă asta... matinalul n-ar fi dimineața, ar fi foarte bine. Dacă dar atunci n-ar mai fi matinal. N-ar mai fi matinal. Din păcate, te pune în contratimp cu restul lumii și cu lucrurile firești și... Câteodată și cu ritmurile tale. Nu mai zic. Deci iarăși am revenit la 2, 3, 4 ore de somn, ceea ce este aproape distrugător. Dar special pentru acest... podcast, să știi că aseară m-am băgat în pat la ora 10 și 30 de minute. Deși n-aveam nici până eram în plină emisiune. Da, te-am văzut, stai liniștit, adică nu... Cu mine ai adormit. Cu tine am adormit. Asta are o voce atât de bună încât nu exagerez cu nimic. Frază. Da. Am adormit cu tine și cu Radu Naum. M-am mirat că nu e Valiu, fiind concediu. Valiu în Suedia. Da, Valiu în Suedia. Da, da, și stai să spun că ai lăudat pe cineva atât de frumos că... N-am scapat cum vezi dacă ai vorbit frumos de cineva. Doamne, pe cine l-au dat asta? Da. Pe Racovițeanu. Și de Racovițeanu ai vorbit și de încă un jucător. Da. Așa. Ai vorbit foarte frumos de ei, ca să vezi că am și ascultat cu atenție. Da. Ok, după care am... ai parcat. Am parcat. Începi tu? Încep. Eu. Hai, te rog, frumos. Am să recunosc că mi s-a întâmplat un lucru straniu, adică n-am citit în concediu. Ceea ce pentru mine e aproape neplauzibil, dar a fost un concediu atât de plin încât n-am avut timp să citesc. Irina nu s-a dus la cumpărături, deci n-am avut răgazul ăla să citesc 7-8 pagini, 10. Am o carte pe care am citit-o în avion, dus întors, și care se cheamă Tot restul e provizoriu. Guido Barbuzani, un scriitor italian despre care nu știam absolut nimic. Cartea apare la editura Ideea Europeană și este tradusă de o româncă stabilită în Italia, Irina Francesconi Țurcanu. E o traducere foarte bună. A unei cărți interesante, e o carte care amestecă lumile și amestecă spațiile. O parte din carte se petrece în Italia, în zona Padova, cu o trecere apoi spre Lombardia, spre Milano. O parte în spațiul fostei Iugoslavii. Mai precis Slovenia și un pic de Croația, că apare un personaj interlop, care este croat. Apar multe personaje de nivel, dacă nu subteran, în orice caz, personaje colorate cu multe zemuri neplăcute ale vieții, oameni trecuți prin traume, oameni care au fost complici la lucruri neplăcute. De fapt, povestea acestui personaj este o poveste spusă în închisoare. El ispășește o sentință pentru niște lucruri rele pe care le-a făcut, printre altele uciderea unui om. Se combină toată această traumă pornită dintr-un business de revalorificare a pieselor vechi de mobilier, luate de la oameni naivi care nu știu ce dau și dau pe doi bani și revândute apoi și transformat tot într-o mare industrie. Mașina de cusut zi. Mai degrabă piese de mobilier, dar tot felul zic de... Zic pe pistodul. Da. Apare firește și o poveste de iubire. Apare... Mă rog, e impropriu spus poveste de iubire pentru că este o poveste de adorație și conflict în același timp. E o poveste a punctelor cardinale care ajung și care ne delimitează viața. Ca dovadă că o parte dintre capitole se numesc spre est, spre nord, spre sud. Ai, de fapt, aici o carte despre busolă și rătăcirea ei. Despre felul în care drumurile vieții sunt pline de neprevăzut, de gropi în care nu cazi, ci te scufunzi câteodată și risi să nu mai ești la suprafață. Carte foarte frumos alcătuită, fără rețetă, și o carte pe care o începi
cu un semn de întrebare. N-am auzit de omul ăsta, Ideea Europeană e o editură respectabilă, dar nu e niciodată un produs de primă de prim stand. E mai degrabă de standul 2 sau 3. Dar este o reușită pe toată linia, și ca traducere, și ca farmec al povestii. E o poveste care te captivează. Cine a tradus? Irina Francesconi Țurcanu. Am mai spus-o. Ai spus, da? Nu ai fost toată, de întotdeauna spun traducător. Da, pe nu, am crezut că te-am prins. Da, dar nu mai arăt odată. A pățit un mic accident pentru că am vărsat niște apă minerală pe ea. Se vede că e minerală pentru că am foiat. Are bule, da. Da. Iată. Bun, o carte care mie mi-a plăcut foarte mult și despre care o să zic lucruri mari. Atât de impresionat sunt de ea. Între faimă și onoare se așterne întunericul, povestiri autobiografice de Andreea Petkovici. Tradusă din germană de Alexandru Mihăilescu. Andreea Petkovici este o jucătoare de tenis, este o profesionistă, este în primele 100 de jucătoare ale tenisului mondial, chiar cu două apariții de top 10. Cartea asta este scrisă personal de ea. Adică ea ne fiind un mare n-are un shadow writer, este scrisă personal de ea. De altfel, Andreea Petkovici este recunoscută în circuit ca fiind una dintre sportivele cele mai inteligente, adică cu un IQ foarte mare și cu o capacitate de a povesti, analiza ieșite din comun, cel puțin față de circuit. Cartea este atât de bună că eu o pun alături de biografia lui Agassi. Care a avut un shadow writer. Care a avut un shadow writer, dar... Mare de tot. Moringer este un mare scriitor. E adevărat, da, dar și ca poveste, ca intensitate, ca... Sigur, Agassi s-a dezvoltat în mare măsură înaintea lumii, numai că ce face aici Andreea Petkovici este să coboare mult mai mult în sufletul și mintea unui jucător profesionist de tenis, dar și în mintea unui om. Da. Pentru că ea se cam pune pe masă la disecție. Adică nu e o carte doar despre tenis. Haideți să vă arăt cum am suferit și cum am câștigat turnee și cum m-am accidentat și ce e în mintea mea. Nu. Andreea Petkovici vorbește despre prieteniile ei, despre iubirile ei ratate, despre prietenii pe care i-a pierdut, pe care nu-i mai are, despre orașul New York pe care îl iubește, despre căutare a sa, deci o căutare a sinelui care este foarte dureroasă și traumatizantă la un moment dat. Vorbește despre imigrație, da? Sârboaică, da. Din Bosnia, vorbind sârbește acasă, dar și germană, despre familia sa extinsă de sârbi care are anumite tipare comportamentale. Ne, uite ce coincidență că aici iubirea personajului principal este cu o femeie din fosta Iugoslavie, și o cheamă Iliriana, pe femeia aceea, da, este albaneză. De fapt. Și povești de iubire. Și mai puțină lume aici să se deschidă de maniera asta. Haideți să vă spun cum mi-am ratat iubirea cu un om. Sau despre o întâlnire de o noapte cu un bărbat pe care l-a plăcut și l-a dorit și invers. Adică sunt lucruri pe care le întâlnești mai rar, scrise cu mare talent, din punctul meu de vedere. Și ea a făcut un interviu, i-a dat un interviu lui Mircea Meșter după turneul de la Cluj și Mircea a întrebat, zice, dar când ai avut timp să scrii chestiile astea? Și a spus, păi seara, în fiecare seară după antrenament și mai ales în pandemie, mă duceam acasă și scriam 2 ore. Cred că a fost terapeutic într-un fel pentru... E la Pilot Books ea. Cumva? Da, la Pilot Books. Știu editura, pentru că am și prezentat niște cărți de acolo. Cred că Bogdan Ungureanu îl cheamă pe om care se ocupă de acest lucru. Și care scoate cărți foarte bune. Și Băieții din Barc și biografia lui Gerard tot aici o găsiți și a lui Robocop, cum îl cheamă. Da, Peter Crouch, tot aici o găsiți. Da. Foarte bună biografia lui Peter Crouch. Sunt multe cărți bune pe tematica asta sportivă, care nu înseamnă numai sport, înseamnă multe alte lucruri. Vezi Băieții din Barcă, unde ai toată povestea jocurilor din 36, toată povestea șocului arian la vederea unui echipaj care ia aurul cu 3 evrei în componență. Exact. Da, e o editură interesantă și hai să-ți povestesc cum se face praf mintea unui sportiv, dacă vrei aici. O conduce pe Kuznetsova cu 6-4-5-4-40-0 într-un meci. Deci are 3 mingi de meci, ar fi așa. Dar știi că și Ilie Năstase făcea de asta. Da. Și zice... Îi vine un gând. Poți să o elimini aici pe deținătoarea titlului.
Apoi încă unul. Ce zic oare părinții mei? Vor fi mândri de mine? Asta se întâmplă înainte de a servi. Înainte de mingea de meci. Da. Și apoi, încotro se servesc. Pe backhand, nu? Ăsta e mai slab la ea, dar ea se așteaptă să o dau acolo. Mai bine o surprind cu un forehand. Sau mai bine îi dau un as. Mai bine servesc și urmează să schimb de mine, să schimb mingi. Mă duc la fileu, joc la sigur, fac asta sau aia altă. Ce va crede el, ce va crede ea, sunt oare la televizor câți oameni se uită. Da. Câte și, secunde și sunt? Și vine o dublă greșeală, probabil. 25 de secunde, da? Da, da, da. Primul gând a fost ca o piatră lipicioasă de care se prinsese un pic de zăpadă, dar când m-am poziționat pe linia de fund ca să servesc pentru meci, pietricica declanșase o avalanșă. Am pierdut următoarele 3 puncte. După care începe ploaia, deci la scorul ăsta începe ploaia. Când trebuie, da. Da? A, așa. Se întoarce pe teren, Cuzneța o distruge. Și 5 zile, povestește ea, 5 zile nu m-am putut ridica din pat după acest episod. Da, da. Vezi și concluzia lui Toma Caragiu. Ca așa în tenis. Ca așa în tenis, da. Celebrul sketch. Fă-mi plăcerea și spune-mi cine a tradus. Am spus. Ai spus? Am spus, n-ai, da. Am spus de la început. Da, n-ai fost tu atent, Alexandru Mihailescu. N-ai spus. A, nu, serios. Am spus. Pe cuvânt că n-ai serios, spus. Dacă vene, de la bun început. Publicul să judece. Eminescu serios, să ne judece. Serios da. Că bine, am spus. Okay. Serios bine, că am bine, spus. Bine, hai să zic de la... Uite cum se face, domnule, hotelieri români, hotel de calitate. A zis, pe măsură ce am crescut și eu în graș și în meserie, am trecut de la hotelurile alea la un hotel mai, nu știu cum, în New York. Managerul hotelului, deci un hotel mai bun, da? Prelua costurile hotelului în schimbul biletelor la loja, în loja mea. Deci, ea spunea, dragă Andreea, vreau și eu 4 locuri în loja ta, dar nu plătește aici la noi. Și când intram în hotel, îmi cădea în brațe la fiecare victorie. Când mă bucur pentru tine. După care m-a registrat pe un nume fals ca să nu îmi joace nimeni nicio festă dintre adversare și mi-a brodat toate fețele de pernă cu un nume ales de mine, Haruki Forrester, Haruki Foster, pentru că îmi plăceau Haruki Murakami și David Foster Wallace. Bun. Și da, este fan lui fan David Foster Wallace, pe care l-a și notă foarte bună. L-a și cunoscut. Și i-a citit teoria corzilor, care văd că n-a apărut în română, ceea că am căutat-o imediat după aceea, eu n-am citit-o, dar o voi lua. Curtea veche a tradus ceva din David Foster Wallace. Există o singură carte în românește, dacă îmi dau eu traduse seama. La Curtea veche, am uitat care. Da, mare. Dar da. Căutăm, adică o să-mi iau pe Kindle în engleză, cred că o să-mi iau asta. Gata, am zis. Ok. Mai ești ceva, mai am și eu ceva. Da, nu, eu am o semnalare atât. Ok. Si Pam Zhang, spun americanii, este o scriitoare născută la Beijing, în China, evident, și plecată cu familia la câțiva ani în America, rămasă stabilită în America, Cât aur ascund aceste coline. E un roman apărut la Nemira, în colecția Babel, o colecție deținută la Nemira, o știu de niște ani, și tot acolo apare și integrala lui Julian Barnes, din care mai traduc din când în când. Traducătoarea este Silvia Năstase, o traducere foarte bună. Mă bucură apariția asta, pentru că e clar expresia unui talent și a unei vâne a scrisului. O carte cu fraze scurte, o carte foarte dură, care conține o întreagă poetică a sărăciei, a mizeriei, a ostilității, a unei vieți duse în condiții de adversitate. Este o poveste despre căutătorii de aur, despre chinezii care se duc în America, se duc își retează rădăcinile pentru că n-au încotro, se duc într-o lume pe care nu o cunosc, o lume care însă îi cuplează la străvechime, la mitologie, la toate scenariile care ți se pot ivi în minte, vechi povești, vechi mituri, pericole la tot pasul, murdărie multă și a trupului, dar și a sufletului la unele dintre personaje. Este povestea două surori, dintre care una trece câteodată drept băiat, Sam, cealaltă nu. Două surori care cresc greu de tot, care își pierd părinții. De fapt, cartea este un fel de du-te vino, pentru că ai o parte în care părinții sunt deja morți, după aia ai o parte în care ei sunt în viață, deci ai un fel de navetă trecut-prezent, un joc de planuri, dar o carte, asta e o expresie și o formulare tocită, ca un pumn în plex,
cam simți că trebuie să încordezi plexul când citești cartea asta, care este dură, dar frumoasă. Adică frumusețea și duritatea, iată, într-o asemenea carte nu se exclud. O recomand. E o autoare care promite, e și foarte tânără și cred că o să mai auzim despre ea și cred că va mai încasa premii. Este deja un bestseller care a stat în clasamentele de la New York Times, de la Washington Post, ci e un talent pur. O carte frumoasă, cu dialog, cu, repet, multă zgură, dar și cu niște metal pur și cu niște aur, că tot vorbim de căutători de aur, pe care îl descoperim în personaje și în zăcăminte. E tradusă din chineză sau din engleză? Nu, din engleză. Din engleză. Ok. Bun, semnalare, doar după cum vedeți, este chiar exemplar de lectură. Recunosc că n-am apucat decât să frunzăresc. Eu n-am apucat să o... N-am găsit-o pe birou. N-ai găsit-o pe birou? O să o găsesc săptămâna asta. Geții lui Burebista și lumea lor, de Radu Oltean, cu ilustrații foarte multe, mi-a adus aminte de povestirile istorice. Da. Dar Dumitru Almaș. Are un palmares întreg, dar spre deosebire de Dumitru Almaș, care avea o grilă ideologizată asupra istoriei, pentru că acele erau vremurile, aici ai cu totul alt tip de produs. Radu Olteanu este un mare maestru în domeniul ăsta al istoriei accesibile, dublate de desene și de ilustrații spectaculoase. Nu e prima carte de genul ăsta, da, sunt mai multe serii. A ilustrat și câteva dintre cărțile lui Neagu Giuvara. Și acum, ce trebuie să știți, e o carte care prezintă istoria geților de manieră mai scurtă, așa, adică e accesibilă. Probabil că e foarte potrivită copiilor și celor care sunt tineri, dar n-aș evita-o nici pentru oameni mari, mai ales că pe mine m-a surprins că am avut o invazie a celților. Asta m-a luat pe nepregătite. Da. Cum celți în Transilvania? N-am învățat asta la școală, să mă iertați, nu știu. Câte n-am învățat noi la școală? Ai învățat asta? Noi mi-aș fi adus aminte, cred, mai ales că eu am dat examen la drept și acolo trebuia să buchisim pe de rost, recunosc toată istoria românilor, dar de celții ăștia din Transilvania nu mi-aduc aminte să fi fost în mod. Probabil că istoria a fost materia cea mai falsificată de pe vremuri. Da, nici nu mai știu ce mai învățam la data respectivă. Munții Măcinului tot erau și culmea Pricopanului, dar istoria, mai ales de după 1946, a arătat cu totul altfel decât realitatea. Bun, uite ce zice el. De-a lungul celei de-a doua jumătăți a secolului al IV-lea, în timp ce în sud domneau Filip al II-lea și Alexandru cel Mare, grupuri de celți s-au așezat în Transilvania. Aici au întâlnit un mozaic de neamuri, urmași ai agătârșilor sau ai sciților din Panonia, diverse triburi nord-tracice, comunități apropiate de iliri. Și vă prezintă mai multe date arheologice, mai multe lucruri adunate. Cartea arată foarte frumos. Da. Foarte frumos. E vorba de o istoria noastră pe care... Nu pot să zic a noastră, nu? Că e a noastră. Este. Deși geții se întindeau pe un teritoriu mai mare decât România de azi, dar merită văzută. Geții lui Burebista, asta e un exemplar de lectură. Apropo... Ai spus că a apărut la Humanitas? N-am zis. La Humanitas. La Humanitas, dar dacă o găsești pe birou, lumea înțeles. O să știu. E de la Humanitas, da. Deci la Humanitas a apărut această carte, fiind exemplar de lectură, probabil că ea urmează să apară într-o lună de aici, nu? Două săptămâni. Nu. Cred că săptămâna asta este. A, săptămâna asta, da? Așa, ok. Cred. E anunțată la apariții viitoare. Am citit Wall Street Journal că aceste exemplare de lectură și, de exemplu, PDF-urile pe care tu mi le trimiți înainte de a apărea cărțile tale sau cum mi le-au trimis alți autori, sau exemplarele acelea, nu știu cum se numesc, semnal, unde vă mai uitați odată și corectați că s-ar putea strecura greșeli, se vând foarte bine și când zic foarte bine pe internet, adică sunt unele dintre ele care ajung și la $29,000. Adică, dacă am un PDF din ăsta al tău, aș putea să mă îmbogățesc. Și nu am bogat, de fapt, nu știi. Da. Ba, chiar au ajuns să se vândă și în librării. Un autor celebru francez a găsit la New York un astfel de exemplar semnal pus la librărie alături de cartea sa. Și omul a cam protestat pentru că a spus în felul următor, păi, stați puțin că eu nu fac bani din treaba asta.
Da. Eu am de ce faceți voi? De ce faceți voi din treaba asta? Și acum e următoarea dilemă. Am zis, doamne, pentru autorii care nu mai sunt, da, cum e Hemingway. De exemplu, Hemingway are la vânzare, există ceva manuscris al lui Hemingway la 28.000 de dolari. Putem să înțelegem că astea sunt memorabile, adică au alt scop în viață. Sunt niște lucruri valoroase. Zice, dar noi, pentru ăștia care suntem în viață, n-ar trebui să se găsească așa ceva de vânzare, mai ales curse din edituri, că de fapt asta e ideea. Da. Sau crearea unei piețe secundare, pentru că noi pierdem bani. Oamenilor li se pare că vor cumpăra ceva valoros pentru că văd acel exemplar pe care nu-l mai are nimeni. Și, de fapt, ne loviți la... la buzunar. La buzunar cu toată chestiunea asta. Atât am avut de spus. Îți propun să tragem la poartă. S-a făcut. Fotbal și fotbalanuc. Ascultați Vorbitorinci, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Ce să facem... Multă lume se întreabă, bă, dar ce aveți cu fotbalul ăsta? Că nu mai reprezintă nimic. Și despre asta o să vorbim. Asta e tema. Asta e tema de astăzi, că nu mai reprezintă nimic. Adică, băi, dar chiar nimic, să fii tu sub Armenia, sub Albania. Și cum poate ceva care nu mai reprezintă nimic să suscite atâta interes totuși, atâta patimă? Atâta patimă suscită pentru că am fost educați să fim lângă fotbal, interes suscită pentru că el este un produs pe care două, trei televiziuni îl ambalează foarte bine la oaltă cu câteva publicații și este firesc să fie așa, pentru că eu m-am săturat de câte am spus. Fotbalul de astăzi nu mai este doar o competiție sportivă, este un produs care cuprinde o competiție sportivă. Suntem o grămadă de oameni, inclusiv noi doi, care lucrăm în jurul acestei competiții sportive, o facem cu reală plăcere în ideea că poate un pic din pasiunea noastră va transcende vremurile și sunt acolo niște povești. Și, deci, nu mă miră că suscită în continuare interes. Nu mă miră. Ce mă miră este că ei, și scuzați-mă cum ar spune cineva arogant sau unul dintre ascultătorii noștri, nu reușesc să se ridice la nivelul celor care înconjoară produsul sau care îl livrează. Aia e, de fapt, problema. Fotbalul românesc aproape nu mai există la nivel de național, la nivel de cluburi. Avem o singură echipă în așa numită Conference League. Conference League, care este o competiție pe de-o parte de consolare. Cum îi zicea pe vremuri, domnule, Cupa Orașelor Târguri. Da, nici nu știu, Cupa Orașelor Târguri s-a transformat în Cupa UEFA. Păi și asta e cam la fel, asta nu? Asta e cam Intertoto. E Intertoto? Cam Intertoto, cred eu că e. A mai fost o cupă Intertoto pentru doamnele care ne ascultă. Era o cupă mică, mică. Da. E o competiție aparent de consolare, în realitate este încă o formă de a face cât mai mulți bani din povestea asta care se cheamă fotbal. Dar trebuie să avem și noi ăștia mici un fotbal. Da, o să se ajungă și la Cupa Retrogradatelor și la Cupa Echipelor la Baraj și o să se găsească niște nume interesante. Scuză-mă, până când vom cădea cu toții de acord că este nevoie de o Superligă și de alte ligi? De fapt... Da. Acum când Florentino Perez și cei ca el și-au dorit Superligă, uite că au Superligă. Da, să vedem. Ei au tatonat, au încercat marea cu degetul și vor reveni. Evident că vor reveni la un moment dat, vor mai încerca a doua oară și a treia oară chiar vor pune în practică așa cum vor ei. Cupa, Liga Campionilor, atât de inaccesibilă unor echipe mai mici, este o Superligă în momentul acesta. Da. Este o Superligă, știm și contraargumentele celor mici. De ce mai spuneți Liga Campionilor, câtă vreme acolo nu sunt numai campioni? Sunt și echipe de pe locul 4 din țări cu fotbal care nu se compară cu al nostru. Ți se dă ocazia, ție ca Românie, ca țară, ca industrie fotbalistică, să probezi impotența, de fapt. Iată, și aici ajungem unde ne doare. Deci, în acest moment, noi am dispărut. Da, noi și... vorbim despre un cadavru care începe să miroasă. Miroase a corupție, miroase a bani murdari, miroase a incompetență, miroase a dezinteres, miroase a multe lucruri. Și miroase, îmi pare rău că trebuie să spun lucrul ăsta, a absența constrângerii. Adică asta e o teză nouă pe care am auzit. Da, nu că e nouă, nu, am spus prima de dată când am eu. Am spus de multe ori, ultima generație cu adevărat valoroasă, cu adevărat valoroasă și capabilă de rezultate bune de tot, a crescut în comunism.
Asta e, n-ai ce să faci. E verificat... Încerc să mă gândesc la anul 2006-2008, jucătorul de atunci. Aia nu mai era o generație valoroasă. Era o generație valoroasă prin raportare la momentul de azi. Steaua anilor respectivi. Steaua aia 2006, iar... nu, da. Nu era steaua din 86. Nu, așa ceva nu mai prins niciodată. 2004, da. Ok, nu mai prins niciodată. Naționala din perioada 93-98 nu mai prins. Sau nu în timpul vieților noastre. Explică-mi mai mult despre teoria asta a constrângerii. Păi, n-avea încotro. Este teoria neavutului încotro. Adică, în anii 80, când a existat acea școală care se chema Luceafăr, acea pepinieră de talente, cum se spunea clișeistic pe vremuri, tu nu aveai opțiuni. Aveai sârmă ghimpată, da? Nimeni nu visa la plecat în străinătate pentru că își dădea seama că visează de pomană. Plecai în străinătate cu pipeta și dacă treceai de o anumită vârstă. Și dacă erai arondat cu corespunzător, adică dacă erai la o echipă cu oarecare putere și cu oarecare trecere pe lângă cabinetele 1 și 2. Altfel, stăteai și îți vedeai de fotbal. Sigur, aveai un regim privilegiat prin comparație cu un profesor sau prin comparație cu, nu știu, un contabil sau cu un manipulant sau cu un mecanic de locomotivă. Dar ăsta era privilegiu. Câștigai mai mult ca ei. Da? Mai făceai, mai mergeai în străinătate, dar mergeai în străinătate ca să joci fotbal, nu ca să vezi palate și castele. Și atunci sistemul de constrângeri funcționa. Tu neavând opțiuni, trebuia să te gândești la ce făceai, la sportul ăla deci pe care îl făceai. Vrei să spui că plăcerile firești ale vieții pe care generațiile de astăzi le trăiesc îi împiedică pe acești oameni să trăiască o calitate profesională? Gândește că noi avem libertatea asta de 30 de ani. Da. Alții o au de sute de ani. Pentru alții n-a însemnat un șoc... cum a însemnat pentru noi. Tu vrei să spui că noi de-abia acum învățăm profesionalismul în libertate? Atunci nu învățăm când... profesionalismul. Nu mai avem apetit pentru performanță cum aveam înainte. Pentru că erau altele instrumentele de control și de pregătire. Gândește că povestea asta nu se rezumă la fotbal. Povestea asta privește o mulțime de sporturi. Noi nu mai avem gimnastică. Eu spun de fiecare dată, din fericire, pentru că pentru mine gimnastica nu e sport. Știu că spun un lucru profund amendabil, dar pentru mine gimnastica se apropie mai mult de dresură și de circ decât de sport. Nu mai avem atletism, nu mai avem handbal masculin, nu mai avem multe. Nu mai avem haltere că suntem prinși cu fofârlica, suntem prinși dopați, nu mai avem lupte, cum avem. Nu mai avem. Da? Cât altădată aveam trofee europene la volei. Altădată eram campion mondial la handbal. Lucrurile astea s-au pierdut. Ok, dar... Poți învăța profesionalism în condiții de libertate, nu? Pentru că alți oameni practică acest lucru, nu? Așa ar fi logic să se întâmple. Nu trebuie să vină bățul comunismului să te constrângă pe tine ca sportiv. Uite că fără el... Să există un sistem care să spună genunchiul pe gât și să zică, băi, Florinele Coman... Bă, dar n-aveai ce face. Ok, că nu erau ca opțiune individuală. Ce făceai? Îți luai mașină? Nu îți luai. Nu. Mă rog, cei de la Steaua și din Amos luau. Acum poți să-ți iei mașina. Te transferai la AC Milan? Dar nu. Asta nu poate să fie decât o cauză, pentru că eu cred că ea este dublată de alte lucruri. Adică unul dintre ele este neprofesionalismul. Păi da. Eu cred că se face mai puțină carte orientată către sectorul acesta și că impostura care a lovit educația din România pe o grămadă de paliere, a lovit și palierul sportiv. Care sport nu poate exista în absența unei pregătiri teoretice de cea mai înaltă calitate? Ei, știu eu. Adică... Ți se pare că, nu știu, Balotelli, de exemplu, a fost produsul unei educații de cea mai bună calitate. Păi nu, dar de-aia nu a avut Constanța. Adică a fost un vârf și la revedere. Da. Adică oamenii l-au dus până la un punct de unde intervine și chestiunea individuală. Da, atâția și atâția. Ia America de Sud și vezi ce educație a fost. Tu îl ții minte pe Faustino Asprilia? Foarte prostă educație. Dar în momentul în care ai duci în Europa, le oferi niște chestii. De exemplu, Steven Pienaar. Da. Pienaar, da, sud-african. Care a crescut în niște condiții, cum s-ar spune la noi, vai mama lui, și el singur a spus. A fost adus la Ajax Amsterdam și a povestit așa. Eram trei băieți de 15 ani într-o cameră și primul nostru impuls a fost
să dăm boxele tare, să facem o petrecere și nu știu ce. Eram scăpați de acasă, aveam un mic salariu, aveam o problemă rezolvată în viață, eram la Ajax Amsterdam. Da. Zice, aia s-a terminat acolo, noaptea aia. Da, intervenția clubului a fost dramatică, drastică, ne-au pus pe culoare, ne-au trimis la școală, ne-au luat petrecerile, ne-au făcut toate lucrurile astea, ne-au învățat cum să facem și cum să gândim. Pienaar n-a avut o carieră nemaipomenită. Da. Ajax, Everton și nu mai știu ce club a mai fost acolo. Pentru el, un copil din suburbiile cine știe cărui oraș de acolo, pentru el a fost de fapt realizarea profesională și a fost acceptat să joace la un nivel înalt în Premier League. Ceea ce, să mă ierte Dumnezeu, adică n-am văzut jucător român în Premier League în ultimii ani. În ultimii ani nu ai văzut. Prin anii 90. Am văzut prin anii 90. Da. De asta zic că și un sistem educațional și niște oameni care știu ce să facă acolo și să vorbească. Eu cred că multe lucruri țin de Imperiul Libertății și al absenței libertății. Deci libertatea a fost criminală, lipsa de libertate, pardon, a fost criminală pentru mulți oameni de la noi și nu numai, dar în sport ea a funcționat paradoxal pozitiv. Ai avut rezultate. Ai avut campioni olimpici peste campioni olimpici. Ai avut echipă câștigătoare de trofeu european la fotbal. Cum l-a câștigat? Cu englezii suspendați, mă rog. Cu lovituri de departajare. Dar l-a câștigat. Acum nu te poți gândi că o echipă românească prinde grupe în Champions League. Nici vorba. Ok, au fost cândva, în urmă, cu 10 ani, mai știu eu când. Dar acum nu te mai gândești la așa. Acum te scoate Lazio sau Loci sau cum se pronunță băieția care au eliminat Craiova. Acum te scoate Caragandă, de care tu nu știai. Deci în geografia ta fotbalistică, locurile astea, localitățile astea nu existau. Dar și ține de libertate. Ține de libertate. Oamenii ăștia din Olanda, Anglia, Italia, Spania au trăit în Imperiul Libertății. Da, așa Caragandă au ăștia, nici ei. Caragandă nu. Au găsit niște oameni mai puțin serioși ca ei. Pentru că aici se combină niște lucruri. Da. Se combină lipsa de seriozitate, se combină bunul plac, de spiritul discreționar al unui patron, să zicem, se combină indisciplina crasă a fotbaliștilor, lipsa de tragere de inimă, lipsa de chef, da? Și se combină toate poveștile astea cu felul în care tu înțelegi libertatea. Ce înseamnă libertate pentru mine, nu Florinel Coman, oricine, de la orice echipă, sau o mașină strașnică, da? Să-mi asigur fotomodelul corespunzător, și să stau pe Facebook sau pe Insta și să pun poze. Și eventual, din când în când, mă duc și la antrenament. Pentru toate lucrurile astea există act de cojoc, cum se spune. Păi ar exista, dar văd că nu se înfige acolo. Intervine suprastructura sportivă, care înseamnă pregătire, psihologie, pedagogie. Tu vezi psihologie și pedagogie la FCSB, de exemplu? Păi nu, aia că suprastructura care vine asupra acestor copii, în definitiv sunt niște oameni foarte tineri, care își manifestă libertatea, suprastructura asta sportivă vine cu niște chestiuni pe care știe să le spună să le facă. Gândește-te că Mbappé câștigă 30 de milioane de euro pe an, nu? Da. O sumă care la 22 de ani ar sminti mințile oricui. Nu s-a născut Mbappé matur. N-aș putea să cred asta, că Mbappé e mai matur decât Florinel Coman. Dar eu cred că Mbappé are un sistem de psihologie, pedagogie și obligații deasupra lui, care îl fac să fie... Un sistem pe care cred că l-a învățat la Monaco, nu l-a învățat acum la PSG. Nu l-a învățat, l-a învățat de jos. Învățat sigur, atâta vreme cât i s-a spus, uite, drăguțule, Kilian, asta se face, aici facem și un pic de școală, facem și un pic de asta. Vrei, tati, o mașină mai mare? Stai puțin că-ți explicăm noi cum e cu mașina mai mare și ce poți să faci cu banii. Că nu cred eu că maturitatea lor e... Adică asta... Psihologia și pedagogia și motivarea jucătorului ar fi trebuit să înlocuiască ideologia de pe vremuri. Pe vremuri aveai niște gorile care îți spuneau de ce ați bătut numai cu 3-0 la volei. De ce ați bătut cu 7-0? Deci ei nu știau de volei, nu știau că e primul din trei, nu știau că e pe seturi. Da? Ceaușescu l-a reproșat steliștilor că au câștigat Cupa Campionilor la lovituri de departajare. Data viitoare s-o câștigi. Se punea problema dății viitoare și era și chiar s-a pus când 89 Steaua a fost în finală. Atunci ai avut aceste spirite, cum să zic, subterane. Da? Și niște oameni profund malefici. Acum nu-i mai ai. Acum poți să. Și numele lui poți să
tu nu te pregătești în așa fel încât să te transferi la nu știu ce echipă visezi să te transferi, ci ești ocupat cu visatul la transfer. Și cu o viață foarte dulce, cu niște, hai să zicem, privațiuni, dar în momentul în care vrei să faci sport de performanță, privațiunile sunt subînțelese. Nu și pentru ei, sau pentru o parte din ei, că nici aici generalizările nu sunt bune. Poate merită o discuție separată, trebuie să adaug și îmbinarea și înfrățirea asta cu lumea interlopă și faptul că totul este la o limită interlopă în tot fotbalul din România. Mereu afli câte o poveste sau vezi câte un personaj care nu are ce căuta acolo și care în mod obișnuit n-ar fi în anturajul unui club sau ar fi, că se întâmplă și la alte cluburi, dar la un moment dat mecanismele sportive exclud pe oamenii aceștia pentru că își protejează marfa, și anume jucătorii. Ori mi se pare că fotbalul românesc este chiar pe bucăți destul de acaparat de, da, de povestea asta. Da, știm toți că au existat investitori cu relații foarte bune în lumea interlopă, că au existat oameni de anturaj imediat, ai fotbaliștilor, ai antrenorilor, ai fotbaliștilor care au devenit antrenori, cunoaștem lucrurile astea. Da. Noi, adică te întristează lipsa de rezultat și lipsa de contur, pentru că fotbalul, că de la el am început discuția, nu mai are niciun contur. Acum, CFR Cluj, la ora la care se va difuza episodul, va fi jucat returul cu Steaua Roșie, pornind de la un 0-4. Hai să ne luăm o rezervă, poate câștigă cu 5-0. Da. Cum o să o bucățică de cașcaval. Ciubotariu cel mic așa a spus că marcăm și noi 4 goluri, ce mare lucru. Bun, nu știm ce se va întâmpla. Dar tu ești în Conference League, logic. Da? Dacă nu învingi cu 5-0 sau 4-0 și prelungiri, ești în Conference League unde s-ar putea iarăși să nu faci mare lucru, pentru că în Conference League, misterios, au apărut și echipe puternice. Celelalte echipe nu mai există, în afara CFR-ului. Anii trecuți a fost cam aceeași situație. Deci tu ai, bun, ai avut un CFR care totuși a avut o prezență bună în Europa League, da? Cu niște meciuri de ispravă, cu Rennes, cu Celtic, cu Lazio, și cu un dram de ghinion la dubla cu Sevilla. Și atât. Deci ăsta este vârful tău de performanță. Echipa națională este o tragicomedie totală, cap-coadă. Este o echipă care a reușit să piardă cu Georgia, care a reușit să piardă cu Armenia în meci oficial, care a reușit să primească 3 goluri de la Armenia. Nu e simplu. Armenia pe care naționala atât de hulitului Christoph Daum și pe bună dreptate hulitului a învins-o cu 5-0. Acum cât? 3 ani. Aici suntem. Deci, faptul că suntem aproape de Luxemburg și de Malta și de Feroe și de alte naționale de genul ăsta este o realitate. Este un fapt. Nu este o ironie a presei sau a microbiștilor sastisiți. Nu. Pur și simplu așa arătăm acum. Noi dacă jucăm mâine cu Letonia, nu știu dacă învingem. Hai să te înveselesc. Hai. Lasă asta deoparte și să... Mai bine un biscuit să mâncăm. N-ar fi o idee tocmai rea. Că eu nu. Oale, pulcele și tigăi. Vrei un biscuițel? Nu, mersi. N-ai voie? Nu. Se teamă că rămâne pe casetă. Da, știu, știu. Dar te las pe tine. Final de vorbitorini și oameni buni. Am și un biscuite adus din... Biscuite sau biscuite? Biscuit. Biscuit. Biscuite îi zice la mașinile alea de jucat la păcănele. N-am de unde să știu. Nu frecventez. La mine, ca în astă seară, dansăm în familie. Trebuie să fie peisaje, ca așa spunea Vasilica Pastaman. Dacă sunt tablouri acolo. Da. Prezintă un pic masa câtă vreme. Păi da, aici avem brânza din Olanda, în această parte a platoului cu brânzeturi. Iar aici, pe cealaltă parte, avem cele patru, că le-am mai spus odată, corsoaz, chèvre, respectiv capră, brebie, adică oaie și rezerv. Nu mai știu which is which. Foarte bine. Se mănâncă foarte bine. Eu am gustat, firește, fiind în Franța, am gustat așa ceva și impresia e superlativă. Adică asta nu e o fandoseală. Că ajungi în Franța, mănânci brânzeturi. Sigur că mănânci brânzeturi, pentru că sunt fromagerii cam peste tot și oferta este
e spectaculoasă, iar când intri în magazinele astea, riști de viața de sept, pentru că îți mută nasul. Dar avem și noi, să știi, pe puțul lui Crăciun, în Dorobanți, avem Mezange, recomand, fromageria Mezange, da? Aproape de piața Dorobanți. Da, să gândesc că știe și un magazin de brânză, jur. Da. Da, păi mai și mai trec pe acolo din când în când, pentru brânză în plan secund, pentru unt în principal, unt sărat. Ale magazinul unde se găsește unt sărat. Aceste caramele cu unt sărat. Caramele cu unt sărat, luate de la un magazin din Dinan. Magazinul se cheamă Le Comptoir de Mathilde, Teșgheaua Matildei, unde aveau niște lucruri vătămătoare. Nu contorul, da. Așa. Aveau niște lucruri vătămătoare, respectiv clătite la borcănașe, foarte frumos făcute așa, cu fundiță. Cum adică clătite la clătite în armaniac și clătite în cointreau. Greu. Și o viață grea acolo. Da. Da, și m-am Dar stuit. N-ai avut voie. Nu, n-am avut nici voie, nici curaj, recunosc. Asta adică n-am voie nici alcool. O, aș avea voie, da, fie. Eu aș putea să beau conținutul de la... Da, să facem un joint. Da, clătită nu pot să mănânc, da. Da. Mănânc și eu din când în când câte o clătită de asta, de hrișcă. Îmi face Irina ceva, Dar ea s-a înfructat acolo, clătită beer sucre. Dar astăzi... Și aici avem niște biscuiți, că n-am terminat. Aici avem niște biscuiți dulci sărați, după cum te vei fi convins între timp. Nu aceasta este ținta mea astăzi, ținta noastră. Noi vrem să vorbim astăzi despre prăjeli. Da. Mai spun un lucru înainte de prăjelile noastre. Brânza asta este adusă într-un moment de coincidență frumoasă. Apropo și de cărțile despre care am vorbit, tocmai am terminat de tradus Jonathan Coe, domnul Wilder și cu mine, Mr. Wilder and Me, iar una dintre ultimele scene din carte este cu Billy Wilder, celebrul regizor, care merge prin Franța, cu unde brânză, turnează ultimele scene din Mitul Fedorei, 70, anii 70, și este, ca să zic așa, răpit de un șofer, răpit între ghilimele, și cu asistenta personală se duce la o fermă din Franța și mănâncă brânză brie. Deci, uite. Ideea acestei teme cu prăjeli a plecat de la șuberecul pe care l-am mâncat acum câteva săptămâni într-o patiserie la Mangalia, ținută de o doamnă tătăraică, chiar în piața acolo este o patiserie. Chiar în piața unde? Piața de la Mangalia. Chiar în piața, în piața. A, în piața, în piața. În Aha. piața, în piața. Ah, okay. Deci în piața de la Mangalia, prima clădire pe care o veți vedea este această patiserie cu produse tradiționale tătărăști. Asta e că o știu. A, o știi? O știu. Am luat covrigi de acolo și m-am întâlnit cu Brânzeu Felierte, Valentin Nicolau, director de la Nemira, acum 6 ani, 7 ani. Tu ți-ai luat covrigi de acolo? Da. Cred că s-a uitat și doamna așa la tine și zis. Da, sunt de la București. Măcar airan ți-ai luat? Că are un frigider de airan. Nu, nu beau airan. A, nu bea airan? Dar nu e lapte, e airan. Nu, e iaurt. Nu, e un fel de iaurt. Da. E bun. Da, bun. Știu. Și doamna, printre altele, Cobete, Geantâc, Saraeli, Baclava, toate nebuniile astea, trilogie, ceva ce se numește trilogie și da, îți bați copiii. Da, are două volume. Are acest șuberec care, sigur, este o gogoașă umplută cu carne, care apoi este prăjită. Carnea, cred că e dată un pic, e călită așa la bun început, să pune în chestiuța asta, să mai pune iar în așa. Și pe cuvântul meu că mănânci, cum se spune la noi, mănânci de nebunești. Da, deci jur. Da. Cred că o gogoșică din aia are vreo 800 de calorii, că n-are cum altfel. Doar? Zici și eu, acum ce vrei. Tu încerci să te consolezi retroactiv. Cred că are vreo, să are mai mult de 800, zici? Da. Băi, dar cum se lipește de stomacel, este ceva... Pansament gastric. Deci înnebunești mâncând să ulei ăla care e acolo. În e toate foarte bună gogoșica aia. Nici nu știu dacă e nevoie neapărat de carne, de umplutură. Știi, cum spunea Dem Rădulescu, mie cel mai mult îmi place la vagonul restaurant. Zice, dar nici nu țin să fie vagon. Da. Așa și eu cu gogoașa. Nici nu țin să fie umplută cu ceva anume, gogoașa să fie. Sigur. Bine, mai este și dulce. Plăcintă cu spanac, dar asta mai e prăjită. Da, în schimb, asta, șuberecul ăsta este să-i dea Dumnezeu sănătate odată în an, bănesc că se poate mânca. Ceea ce mi-a declanșat această idee, bă, a prăjitului. Sigur că gogoșile se prăjesc, țin minte de la maică-mea care avea un
avea un, cum îi zice, un ceaun de tuci, da? Mm-hmm. Știi cum erau? Ceaun de tuci. Da, da. Și în ceaunul ăla, care nu era măricel, era mititel, țin să zic, se făceau și mămăligile și se făceau și alte prăjeli. Și da. Fiecare gogoașă păstra ceva. Se ducea acolo, se stătea, se făcea câte una deodată, stătea pe fundul ceaunului și tot trăgea uleiul ăla de acolo și pe aia gogoșile alea se înfoiau așa și făceau tot felul de lucruri minunate. Da. Da. Da, e... Cu ce prăjeală te-am stârnit? Că eu mai am o listă. Bă, bine, eu am gusturi meschine aici. Ce? Deci, cartofi. Cartofi prăjiți? Cartofi. Cum? În baie de ulei sau... Cum or fi? Prăjiți să fie. Prăjiți să fie? Prăjiți să fie. Bine, nu astea bețigașe de-astea congelate de la magazin. Okay, cartofi, cartofi. Cartofi, cartofi. Tăiați de mână omului, cum se spune. Chipsuri acum prăjite. Bine prăjite, da. Dar cred că erau în baie. Da. Posibil. Eu n-am voie, deci în mod normal n-aș veni să mă uit. Nu ai voie cartofi prăjiți? N-am voie cartofi prăjiți, că sunt toxici, că au nu știu ce indice. Mă rog. De ce? Poți să-ți faci acasă, nu sunt toxici. Îmi făceam acasă până acum 9 ani. Dar maica mea făcea acasă, așa de erau zică... cartofi semicalcinați, că mi-așa mi-eșau. Voiam să fie neapărat crocant și mai și ardeam, dar nu-i nimic. Cred că crocantul nu se făcea din cât... Nu, eu nu mă pricep la pricep eu. Exact, da. Da. Nu cred că iese din faptul că îi ții mult până nu, când îi arzi. Nu, nu, nu. Maica mea făcea un fel de cartofi prăjiți care erau mai moi, dar mie îmi plăceau aia de nebuneam fiat. Deci lua să tăiau aia, că nu erau tăiați pe vremea noastră, să tăiau aia, curățai, să tăiau, să nu știu ce, să puneau în oală și să lăsau la, în tigaia aia, să lăsau la prăjit cu un capac deasupra. Ceea ce nu lăsa să se evapore apa aia și ieșeau cumva și moi, dar și cumva crocanți. Da, capac puneam și eu, că altfel sărea totul pe pereți. Puneam și eu, dar dădeam, cred că dădeam flăcăra cam mare. Nu știu exact de flăcări, habar n-au numai acolo. Poate mai și uitam. Domnule, și mi-a plăcut, deci cartofii aia au rămas așa în mintea mea în copilărie aia, foarte bun, pentru că deasupra rădeai brânză, făceai și un nou ochi. Spărgeai un om, așa, asta era expresia. Spărgeai un om. Și pe vremea aia să știi că se prăjea și paizer, dacă aveai. A, știu. Până când se făcea ca o bărcuță, așa. Știu, eu n-am testat, dar mie... Aici la București n-aveați paizer, sărăcie mare mai cât? Mai era din când, că nu mă... A, nu te... Nu, dacă aveam cartofi și dacă aveam pâine, adică exact ce... Pâine cu cartofi, da, păi da, să mânca pâine. Cu cartofi, doi am mâncat și mămăligă cu pizza. Asta nu erai om dacă nu mâncai pâine la cartofi. La cartofi. Da, și eu aveam pe mama săraca, ea îmi făcea toate poftele, dacă voiam minciunele la prăjite. Da? Minciunele, de zohăiet, cum zic francezii. Așa. Dacă voiam minciunele la două noaptea, se făceau minciunele la două noaptea. Dacă îi povestesc Irinei, face zona zoster, dacă aude. Însă, am și povestit un regviem vesel pentru tata, la finala Cupei Mondiale din 1970, Brazilia-Italia, 4-1, mama, ca să ne împace cumva, pentru că eram în raporturi de ostilitate, eu țineam cu Brazilia, tata cu Italia, și ne-a trântit o farfurie cu minciunele, două jumate, trei, că era în Mexic finala, ce era târziu. Da, minciunele prăjite, cartofi prăjiți oricând. Aici, în vacanță, am profitat, mi s-a dat drumul Lesei un pic, da, la confit canar, la pulpa de rață, erau frit maison, așa spun ei, adică de ăștia, nu din pungă, cartofi autentici. Am mâncat un păstrăv prăjit la împinge tava la Mangalia. Păi să mă duc și eu la Mangalia. Da. Și un castron de hamsii. Cu mușdei, sper. Doamne ajută, da, la toată lumea. Sigur, cu mușdei și cu mămăligă. Și cu mămăligă, care, cum să zic, a fost pentru trei persoane și a mai și rămas pe lângă păstrăvul. Asta e o combinație minunată. Hamsii cu păstrăv. Și cu păstrăv, da. Acolo la păstrăv e o complicație pe care o dau oasele. Da. Înțelegi? Și sunt tip comod. Dar le mănânci ca pe floricele, da. Este înnebunitor. Sigur că printre rețetele așa de prăjit pe care le-am văzut de-a lungul anilor, am văzut pe unii oameni care prăjeau colțunași. Ai văzut vreodată? N-am văzut. Da. Colțunași, știi ce numim noi în Moldova colțunași, da? Care sunt niște triunghiuri aluat, brânzică la mijloc, alții le fac și există cu carne. Există și expresia, se simțea ca un colțunaș în unt. Adică era o stare de bine. Chiar la un nu era tată, că era sărăcie. Știu, deci noi. La era noi nu se prăjeau. La noi nu se prăjeau că, nu știu, făcea maică-mea dietetic sau nu se prăjeau din diverse rațiuni, nu știu. La noi erau fierți.
Da. Și în general erau dulci, dar după asta, de-a lungul vieții, am cunoscut oameni care luau fiertura aia de colțunaș de aluat și o trăgeau și prin trigaia așa, da, un pic, da, da, cu niște ceapă și ia că e bun. Da. Să nu fie ceapa, bun. Iată o prăjeală bună. Aia cu aia bună, să începe, mă rog, orice, da. Ghilimele, da. Adică eu aș fi în stare, dacă îmi dai un castron cu fasole bătută cu ceapă prăjită pe deasupra, să răzuiesc ceapa și să o mănânc. Există, da, și rondele de ceapă, da, la, da, restaurante, da, care nu sunt ce promit să fie, dar ceapa prăjită de pe fasole este un deliciu. Da. Sunt bune prăjile, sunt toxice, dar bune. Da, sunt bune, da, 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 că, na, știi cum e. Că ori îngrașă, ori e imoral. Și da. Înghețată prăjită la final. Spune-mi tu. Că nu? Eu am văzut, nu, n-am încercat. Știu că există. Da, da, în general la restaurantele chinezești. Nu numai. Acolo, da, cred că e modelul. Se ia, da, o bilă de înghețată, așa, mă trebuie să face, se trece printr-un nou pane, okay, se aruncă aia câteva secunde în baia de ulei bănuiesc, da, până când ouul ăla se face ca o crustă, uh-huh, și după aia se aduce fierbinte cu recele ăla în mijloc, da, desert. Da. Au la restaurantul Camizo. De pe Prisaca Dornei. Te-ai lins pe buze. Da, știu. Mă gândesc că dacă ori avea să mă duc, să nu mai trec pe acasă, să mă duc direct acolo. Dar tu poți să mai mănânci după tot ce am avut aici? Păi, dar ce, m-am atins de ceva? Doar da, bă, eu am luat, dar nu știu am văzut că tu ai combătut. Adică brânză... Nu. Aștept să ieșim din emisie ca să nu ne spună lumea, bă, plescăiți disgracios. Ei, atunci, da, dacă ați auzit vreun plescăit, doar de la mine e. Da. Bun, și brânza se poate prăji. Da, știu. Da. Da. Bine, și cașcavalul pane. Orice se poate prăji dacă stai, da, bine să te gândești. Și cremvuși te-am văzut prăjiți. Da, 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 și, da. Dar vezi, cuvântul prăjituri ți-ar sugera lucruri care se prăjesc la care grămadă. Gato? Da, toate nu știu. Da. Prăjituri. Da. Prăjituri. Chiar așa, trebuie să studiem această dilemă. Dar putem să le și mâncăm. În loc să le studiem, putem să le mâncăm. Și ne poate. Ei, las, nu te mai plângi atât. Ce victimă sunt. Nu te mai plângi atât, că eu cred că lucrurile au fost bine. Au fost, au fost, da. Ai povestit, totuși am început de două ore, ai povestit de prăjitura aceea din, de pe, da, Facebook? Da, la bumbuș, ca să zic așa. Este ceea ce am postat pe Facebook ceva amenințător. Așa. El se cheamă Palais Breton. Așa. Este din... Paleta și ăștia sunt pale, sunt niște biscuiți, da, care ei le spun pale. Prăjitura aceea am mâncat-o și eu până la urmă la restaurantul Le Cantor Berry, seamănă un pic cu Canterbury, dar nu e, restaurant vechi de tot, și constă, ți se aduce pe o farfurie cam ca asta, așa, așa, ți se aduce o cazemată de biscuit, o chestie, da, rotundă și un pic crocantă, peste care se pune o jumătate de măr copt, scobit un pic, în care se toarnă o cupă de înghețată de vanilie. Peste ea se pune așa o streașină, am spus eu, de zahăr ars. Prești. Și toată povestea, da, este ornată cu sos de caramel cu unt sărat cald. Aha. Este demență pură, nu pot să spun altfel. Da. Zim că are ou. Are ou. Gata, a rezolvat. Niciodată. Dar e mic. Îmi pare rău, am scăpat. Da. Am scăpat de un chin în viață. Trebuie să mergi în Bretania, să mergeți neapărat în Bretania, sfat prietenesc, și dacă ajungeți la Dinan, neapărat să vă plimbați pe Rue Gersoal, care este strada turistică a orașului, și la restaurantul Le Cantor Berry, să faceți rezervare, e închis marțea și miercurea, dar în restul săptămânii e deschis, și să cereți Palais Breton. Radu Paraschivescu, Cătălin Striblea, spor la treabă tuturor, să ne auzim cu bine. Ascultați Vorbitorincii, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Thank you.